împreună cu părinții ori familia. Genul programului Reality Show. Și după aia de reacții, de una alta. Ea se auto-atacă, se victimizează. Ne-am auzit numele în timp și Ștefania Rădean Hohote de bea scotea un cuvânt. Are niște probleme de comportament. Unii sunt la un pas de a încheia prietenii pe care le aveau acasă. Știu că sunt oameni care nu mă înghit și este și normal. O bătălie de proporții epice. Da, piticu! Piticu de grădină! Astăzi ne-am trezit cu gândul la ce vom face la Consiliu, deși mai avem încă un joc. Dar a venit discuția de Consiliu și cum vom folosi acel dinte sau nu. Toată lumea se așteaptă să-l folosim, inclusiv ei. Da. Le dăm peste nas că nu-l folosim, o să fie, băi, ești nebun, nu l-au folosit. Și dacă cumva o să câștigăm data viitoare și asta ar fi să intrăm cu o motivație extraordinară de mare, e, atunci să vezi nebunie dacă îl folosim, pentru că o să-i destabilizăm cu siguranță dacă îl folosim a doua oară, nu acum. O gândim că, ok, nu-l folosim acum, că ne gândim că poate pleacă Ana Borgas, că vrea să plece pe o doare genunchiul și poate au o strategie de asta să voteze ca să plece la duel și că folosim dacă e data viitoare, mamă, și data viitoare să vezi ce le facem. Facem un milion de scenarii de alea cu că noi data viitoare vom câștiga imunitatea, nu va fi unificare și vom putea să-l folosim, iar ei va câștiga polanul nu știu cine, deci deja sunt trei variante și abia atunci îl folosim și îl folosim pe aceleași persoane. Doar datorită faptului că avem 3-4 variante la îndemână, cea mai bună e să nu-l folosim. Asta dar da. O să vedem în Consiliu, pentru că în Consiliu o să se vorbească, eu o să vorbească, noi o să vorbim. O să ne dăm seama de anumite lucruri și când va veni momentul, o să ne uităm unii la alții, vom vorbi și vom decide spontan. Ce a zis Sorin, că s-a supărat, este adevărat. Nu da vrabia din mână pe aia de pe gard. Da. Da, eu o dau și mă duc după aia și mă risc. Am dormit destul de ok, în schimb m-am trezit cu niște dureri musculare pe spate, probabil din cauza că am stat ieri la plajă pe bambus și spatele mă cam doare un pic, dar sper să-mi treacă, e ca o febră musculară. Aseară ei au plecat în pădure după ce eu m-am dus pe plajă să stau liniștită, mă uitam la apus, la tele. Am văzut că nu mai s-auzea gălăgie în tabără și m-am dus tiptil așa ca un șoricel. Și am auzit numele meu și după aia de reacții, de una alta și am avut impresia sau chiar s-a vorbit despre mine. Cu Ana Pace, nu știu unde e.
Pentru mine e o problemă, nu fac chestia asta. Aseară a fost o seară incredibilă pe grea. Adică mai întâi se rezolvă problema cu Andrei și după aia o să ne culcăm fericiți. În timp ce noi râdem și ne-am deconectat cu cinci, vor zic, plină de vorbe și de vorbe grele, a venit la rapar cu niște frustrări. Că, că râdeți despre mine, că mă bagă coriți, că ea era de fapt camuflată la vreo 5 metri în jungă, o să uita la noi și ne asculta cumile noastre despre fiecare din noi. Ne-am auzit numele în timp ce Ștefania râdea în hohote de bea scotea un cuvânt. Atât. Nu, era numele meu Ana Pal. Auzi asta cu Ana a fost wow. S-au trăit niște emoții aseară extraordinare, de la agonie la extaz. Deci la un moment dat auzi... Mă simțeam într-un film horror. De exact, tot ai de să plâns, se râdea foarte mult. Ștefi râdea în hohote de toată lumea. Și deodată am venit eu, bă, e groasă, mă. Păi nu, dar după ce ai venit, după ce era te așa, am auzit-o. Ați țipat din chem. Doamne, unde să fie? Hai să vorbim cu noi. Hai să vorbim. Cum te-ai trezit dimineața asta? Cum e starea ta? Ești bine? Ești mai bine ca seara. Nu mai bine. Mai neuroși? Pe jumătate. La momentul ăsta tot ce pot spune este că Ana Pal este veriga sa slabă, este oaia neagră, este un om care, aș putea să zic, nu trage cu echipa. Dar tu înțelegi că ai mai multe șanse să stai și mai mult dacă te integra? Că jocul nu e numai despre duel și despre dacă pierdem, tu trebuie să câștigi imunitatea. Nu lasă jocul. Jocul este dacă noi Dacă eu aș fi integrat. Înțelegi că am coară. Dacă tu te reușești să te integrezi și noi ca echipă câștigăm jocul de imunități, tu automat stai mai mult. Și vrei să zici că am pierdut jocul de imunitate din cauza mea că n-am fost eu integrată? Deloc. Nu. Păi dar zic că dacă... Păi spune acum. Se mai întâmplă să pierdem jocul. Puțin. Dacă tu nu te integrezi și noi pierdem jocul de imunități, noi nu avem cum să mă afară pe un om care e bun pe plan social, e bun și sportiv și psihic. Eu zic că sunt carne de tun pentru că sunt venită ultima și ei zic că nu m-am integrat, că social nu sunt de partea lor. Nu poți după două săptămâni de zile să îți faci prieteni. Eu nu am venit să-mi fac prieteni, dar mă înțeleg cu ei. Ai venit în competiție, noi nu știam nimic de tine, știam doar ce ai făcut cu Andrei Ciobanu în sezonul tău și că ai fost eliminată. Tu ai început cu o atitudine ok, după a început să devină o atitudine greșită, adică ai început să țipi la noi, ai început să țipi și la Războinici și am văzut că pici psihic la final, am văzut că ai blocaje pe traseu, după ne-am cântat, am adormit împreună, mie mi-a plăcut partea ta frumoasă. Partea ta nașpa nu neapărat că mă deranjează, ne încurcă ca echipă. A doua zi ești bine, după iar când pici psihic, iar țipi, iar arunci cu ceva, iar ești pregătită să... muști sau să sar la noi sau la Războinici. O să, da, trebuie să înțelegi. Când am sărit eu la voi? Să înțelegi că prin reacțiile și răbufnirile tale este clar că nu o să ajungem la un numitor comun. Ana Pal are niște probleme de comportament, ok? Este o chestie foarte evidentă la ea că nu este stabilă în toate punctele de vedere. Câteodată când ai o conversație cu ea, în loc să înțeleagă subiectul, ea se auto-atacă, se victimizează. Există eliminări și clar tu ești în raza noastră de eliminări, pentru că nu, nivelul de comunicare cu tine nu o să ajungă niciodată unde trebuie și mai bine știi realitatea pe față. Nu cred că mai ai cum să întorci timpul sau să repari. Știm deja că tu ai zile bune, ai zile rele cum avem și noi, numai că ai niște răbufniri care... Cum are tot omul. Nu e cum are tot omul. Nu e, dar numai că răbufnirile tale... Ana nu e Ștefi, da? Adică și Zani mai are zile în care strică, sparge, da? Adică nu are nicio importanță. Așa sunt și eu. Nu înțeleg de ce Ana Pal nu poate să vadă the big picture, să gândească afară din cutie. Ea este foarte... Totul de la ea e personal. Dacă are o problemă, nu înțelege de fapt care e rădăcina problemei, de fapt cred că avem noi ceva cu ea.
A treia zi a săptămânii de Survivor, sezonul suprem, Survivor All-Stars. Unde suntem? Pe unde? Pe unde ne știți? Pe undele Mării Caraibilor? Bine ați venit la joc! Triburile, faimoșii războinicii sunt gata sub soarele arzător caraibian să mai dea o probă a curajului, o probă a motivațiilor, o probă a inspirației, de ce nu, de a câștiga un nou joc. Iar astăzi avem un joc absolut fabulos, o să vedeți cu ce recompensă imediat. Până la recompensă, până la cupola celebră, aș începe cu războinicii, pentru că v-am văzut, v-am auzit, v-am perceput starea de spirit extraordinară, deși la bătălia imunității de aseară, sigur, minunat, totemul este la voi, însă cine ia totemul? Era, cum era, Iancule? Rege. Rege. Păi și a fost bine sub domnia acestui rege? A fost, mă, Doamne, iartă-mă să mă iau. A fost frumos, mi-a plăcut, toate cele bune. A fost un masaj la picioare și să-i pun la las. A fost prea bun, a fost prea bun cu ei și pare rău. Iancule, au existat și supuși mai nesupuși? Domnul Dan, eu zic că per total a fost bine. Da, e greu să fii rege, e greu. A fost și știu cum e, de greu. E greu, dar a fost frumos. Să mai tot fie zile ca astea. Tu ești un monarh, nu absolutist, știi cum e, constituțional, ești și diplomat. Da, pentru că unii înțeleg că nu și-au îndeplinit obligațiile sau și le-au îndeplinit în felul lor, cu personalitate. Da, nu și le-au îndeplinit pe deplin, da. Dar eu pentru că sunt așa o persoană, cel puțin mă consider o persoană bună la suflet, am lăsat de la mine pentru binele echipei. Bine, războinici! Îngăduiți-mi să trec la faimoși. Ana Maria Pal, cum e la voi în trip? Că tu, Andrei și Alexandra Ciomaga ați fi carne de tun pentru ceilalți membrii ai tribului. Cum da, e? Așa se vede, adică așa văd eu, nu știu cum văd colegii mei. Eu, de exemplu, aseară m-am simțit ca la un meci pusă la colțul ringului și veneau lovituri din toate direcțiile. Și, din păcate, meciul a fost câștigat de colegii mei, iar eu cu înfrângere sau cu victorie vin cu capul sus și mă antrenez pentru următoarele meciuri care vin. Cam așa mă simt acum, că am trecut peste un meci. Andrei, despre ce meci e vorba? Da. Nu știu exact ce meci a avut ea. Ideea este că noi eram toți la un moment dat grămadă, aveam un vibe pozitiv pentru că ziua de ieri s-a încheiat într-o notă pozitivă, ne-am rezolvat niște probleme, ne-am înțeles și am trecut mai departe și eram pe caterincă, pe glume. Ana Pal, la un moment dat, s-a dus prin pădure să asculte, pentru că noi făceam caterincă și de noi, și de Ana, și de toată lumea, adică cu glumițe de-astea. Dar ea a crezut că e ceva personal, niciodată nu va fi ceva personal, și cumva s-a simțit trădată, s-a simțit vorbită pe la spate, s-a simțit, nu știu, batjocorită sau alte chestii de-astea. A început să plângă și de acolo a început totul. Da, cred că a înțeles și ea până la urmă care este jocul, ăsta este jocul, este un joc dur. Nu tot timpul trebuie să ne placă, trebuie să jucăm cum putem mai bine și niciodată să nu pierdem vibe-ul ăsta pozitiv, că până la urmă socialul contează mult. Ce se va întâmpla, oricum se va întâmpla. Asta e. Zani, cum vine tribul faimoșilor la acest joc? Păi știm că am venit la un joc, după ce mai în glumă, mai în serios, ne-am șicanat puțin. Este o adevărată provocare în campul nostru prezența unor persoane pe care trebuie să le înțelegem. Trebuie să ne explicăm de ce votăm, cum funcționează această competiție care este dur și doare pentru mulți. Și asta e provocarea că unii nu înțeleg, Ana Pal nu înțelege, deși avem răbdare cu ea. Aseară, după ce ne-am șicanat puțin cu Ciobanu și ne-am reexplicat și ne-am înțeles și am ajuns la un numitor comun, pentru că a fost sincer cap coadă sus jos și am empatizat cu situația lui, care e una dificilă, că vine de la războinici. Am zis să glumim puțin în junglă și au glumit. Zanidache, piticul urât, Ciobanul că e între bărci. Că fiecare am râs câte ceva și de Ana Pal am râs și de reacția ei. Că ce-ți face aici, nu râdem de alte chestii decât ce avem împreună amintiri. Ana Pal era camuflată în întuneric, asta m-a speriat. Și a țipat la un moment dat că i s-a stricat camuflarea, noi neștiind că ea ne ascultă. Și a zis că și-a auzit la un moment dat numele, nu știe exact ce a auzit și a auzit numele. Au urlat, a început să plângă și noi să o împăcăm, să nu împăcăm. Și noi ne-am cam speriat un pic. Ne-am speriat că pântunericul ăla, când știi că ea e camuflată lângă tine, ne-a speriat să aflăm după o oră că ea era camuflată lângă noi. Da, să dorm. Și m-am dus la baracă și eram eu cu... Adică ei știau că sunt eu cu Ana Pal și la un moment dat s-a auzit un răgnet. Și am auzit de acolo,
Andrei, ești bine? Da, că tu ești acolo. Ana Maria Pal, te-ai simțit marginalizată în momentul ăla? Da. Adică aveam impresia că ești cam bat joc de mine. Da, în general? Asta e atmosfera în general, în trip? Nu, a fost doar aseară, atâta. Bine, baftă, triburi! Haideți, bă! O poziție confortabilă este momentul în care dezvălui... Recompensa! Recompensa! Nu mai aud bine, nu mai aud bine! Recompensa! Asta este, de ce este confortabilă? Stăm noi pe apă, momentul ăsta pe ponton, dar momentul ăsta, ambele triburi au acces la această recompensă. Și înainte să vă arăt recompensa, hai să vă spun o povestioară. Story time! Exact, exact. Nu, e foarte scurtă. Ce se află aici... A fost adus pe mările astea în urmă cu multe secole, dar voi toți știți și vă place ce este înăuntru aici. Vă place, sunt convins. Ați mâncat vreodată în viața voastră asta? Da. Nu mai bine ne arătați. Hai, mai uite, o idee bună. Asta e o idee bună, hai. Deci, 3, 2, 1 și tribul care câștigă astăzi primește... Primește... Mac and cheese! Fiți atenți, mac and cheese cu puiuț. E combinația marinarilor, da? Brownies, sosuri, răcoritoare, da și chipsuri, că cine știe, poate, da? Ce nu? Și fiți atenți, la toată povestea asta mac and cheese ar mai merge o salată. Ei bine, și salata vine și ea pentru tribul care câștigă astăzi. Ce ziceți? Mac and cheese, da? Macaroni and cheese. Navigatorii italieni și francezi. Și cine știe câte e pui? Super! Da, e bine? E bine? Da? Exact. Brownie, se uită la voi. Asta e recompensa jocului de astăzi. E bine, rău, domnul. E bine, da? E bine. Uite cât de mare e! Eu zic să ne dați o felie de fiecare să vedem cum ar fi. Nu se poate. Bine, dragilor, traseu de apă. Intră la apă. Intră la apă să vedem la Survivor. Deci, cu spatele la proba de final, deci privind către mare, o să faceți profilul literei U, salt în apă, după care succesiune de pontoane și sărituri până la capăt la butoaie. Urmați-vă trasa, da? Atât, dreapta-stânga, apoi traseu comun, pontonul central, zona mediană. Iarăși sărituri, aveți acele trepte, mare atenție, de bucăți de scândură dreptunghiulare, aveți grijă cum pășiți pe ele. O precizare, pe acest traseu, acolo unde ați căzut, vă ridicați pe ponton din apă și continuați de acolo. La proba de final, după ce ați ajuns din nou pe ponton, vine acest final în fața voastră, în care sunt două cercuri amplasate pe un șgheap descendent la sol, minge care să culiseze în acele coșuri. Două mingi vă aduc punctul și 7 puncte vă aduc mac and cheese, pui, brownie răcoritoare și salată. Dragilor, 3 băieți și 3 fete. Nu joacă Alex Delea în recuperare. Ana Porgras, de asemenea. Domnul Dan, eu vreau să vă zic așa, eu mi-asum răspunderea să intru astăzi pe traseu. Bun. Intru pe propria răspundere. O să ne consultăm și cu tata Teo, cu domnul doctor. Nu putem ca niciodată pe concurenți, nu i-am expus la un risc, știți asta, dar am reținut Ana Porgras și ăsta e momentul să, într-adevăr, să vă spuneți... Dorită, doamna! Eu sunt de acord cu ce spunea. El este de acord cu ce spunea Ana. Bun, dragilor, facem această mică consultare din punct de vedere medical, 3 băieți și 3 fete, oricum ar fi ecuația de luptă, da. Și venim pentru alegerile primei runde după un minut. Dacă nu joacă Ana Porgras, joacă Ana Pal. Da. Dacă joacă Ana Porgras, joacă Ana Pal. Deci, oricum joacă. Bună asta. Mergi. Așa câștigăm eu. Haide serios. Până ne spune dacă joacă. O să zic o perere. Să ne gândim la băieți. Eu să zic și Robert. Indiferent de situație, Duli să iasă prima să ia pe Ana Pal. Dacă la voi suntem automați, ziceți voi primele atunci. Da. Nu? Eu zic să iei pe Lola. Lola, Duli, Ștefan. Păi ok, iau eu trei câștigă. Da, bravo. Nu vede, ca să nu alea. Okay. Da, mă, bravo, bravo, îmi place asta. Bun. Gata. Triburile pregătite pentru alegeri și vreau să mai fac o precizare. Ana Porgras, acceptul medicului nu este pentru intrarea ta astăzi, dar tu îți asumi intrarea pe traseu, da? Da. Bun, foarte bine. Ana este în alegeri, tribul războinicilor știe. Și ce mai știe tribul războinicilor este că tribul faimoșilor are prima alegere. Ștefania. Ștefi alege Ștefania. Primul duel, vine duelul al doilea de la războinici. Ana Pal. Duli, Ana Maria Pal. Al doilea duel, al treilea duel, inițiativa faimoșilor. Lola.
Alexandra Ciomag, Lola, de la al patrulea, vine de la Războinici. TJ. Sorin, TJ Miles, de la al cincilea, inițiat de faimoși. Robert Muscalu. Robert, spune Zani. Automat este Iancu și Andrei. Al șaselea duel, se rostesc numele, că e bine să se audă. Meritați, sunteți All Stars, sezonul suprem. Să înceapă jocul! Survivor All Stars. Nu există legendă de televiziune mai puternică ca aceasta, care forjează caractere, care setează temperamente. Andrei și Iancu sunt cei care intră pe traseu chiar acum. 3, 2, 1. Ca la o competiție de natație, au sărit cei doi foarte bine de pe bloc starturi. Andrei și Iancu, camarazi, prieteni, dar acum cine știe oare unde îi va purta viața în ecuația Survivor. ADN de supraviețuitori, au trecut foarte bine băieții zigzag. Viteză de deplasare în zona mediană, superioară la Andrei Ciobanu, primul turnichet, apoi al doilea, era să dezechilibreze Andrei. Iată cum schimbă acolo, în acele butoaie care amintesc de tradițiile piraților caraibieni, trece Iancu primul. Imediat după el, pe trasa proprie, pe puntea proprie, vine și Andrei. Și acum pe trepte a suflat acolo Iancu. Iată ce bun control al echilibrului și al respirației. Excelentă luptă, dau băieții o bătălie de proporții epice la Survivor, în jocul pentru recompensă. Prima aruncare la Iancu, a rulat un pic mingea. Mingea de dimensiunea unei mingi de handbal, aruncă și Andrei. Iată, recuperează băieții mingi unul de lângă celălalt. Trebuie să prindă această deschizătură, este dispusă oblic. Se duce la Iancu, se duce și la Andrei. La fotografie au fost băieții cu câte o minge, de două este nevoie. Andrei Ciobanu introduce cea de-a doua minge și ultima de care era nevoie. 1-0 pentru tribul faimoșilor. E greu la Survivor! E greu! Eu mai zic că vă supărați. Bă, dar nu, gata. Dar nu e... Nu am vorbit! Nu, Andrei s-a dus de la Barça la Madrid și se bucură în fața fanilor și în fața lor. Da! De acum o să zic, nu mă mai bucur, nu mai vorbesc cu nimeni. Dar nu e, mă, pot să te bucur, dar o faci într-un stil prea arogant. Vorbesc serios. Da, iată-mă. Păi nu că iată-mă, că nu da, răspunzi eu. Fă, bă, ce vrei, bă. Iată-mă, scoasă, ai înțeles? Fă, ce vrei. Hai, mă, dați-l în pace, hai să. Lasă-l, mă, că-l lovesc psihic. Arogantul e. O fac pentru că ăsta este... A avut Jorge dreptate ce a zis de tine. Nu știu ce a zis, dar zice-mă. Nu știu ce a zis, dar zis. Da. Do your job. Și Jorge e șmecher. Și e bărbat. Când vii instigator la alt bărbat. Punctul al doilea al meciului de astăzi este disputat de două fete, două fete temerare, care își înving ca toate celelalte și ca toți ceilalți fricile, temerile, orice anxietate aici la Survivor. 1-0 pentru faimoși și Ana Maria și Alexandra Duli. Atenție! 3, 2, 1... Salt înainte, în apă. Ana Maria Palâncu la contactul cu apa, dă din brațe, atinge și nicio problemă, urcă pe ponton acolo, pe partea ei, pe trasă Alexandra Duli. De asemenea, se vor întâlni fetele doar câteva secunde în zona mediană. 1-0 pentru faimoși. Soarele a ajuns la zenitul zilei, se împiedică Alexandra Duli, se ține în acele cordeline. Ana Maria reface al doilea zigzag, sunt punți în zigzag pe care se deplasează acum, sunt spate în spate, direcții opuse de deplasare, se vor întâlni din nou după turnicheți, câte doi turnicheți, două butoaie și iată-le, întâi Ana Maria, urmată de Alexandra Duli, salt pe pontoane, aleargă pe pontoane și merg înainte cu putere pentru a ajunge la proba de final. Ana Maria, din nou, salt în apă. Duli, fără probleme pe acele trepte. Urcă, iată, Ana Maria se trage puternic în brațe, este rândul lui Duli. A reușit să termine Ana Maria.
Această parte a traseului, partea de mare, și acum aruncă o primă minge, trecuse la Ana Maria, iată, merge în coș acum și la Tuli, va merge în coș și la doua minge, aduce al doilea punct al faimoșilor, învinge Ana Maria Pal, învinge temerea ei esențială în ceea ce privește apa și o învinge și pe Alexandra Duli, care introdusese și ea o minge din cele două, 2-0 pentru faimoși. Nu m-am relaxat. Nu mai pot să fug. Ce nu înțelegeți odată? Păi tu crezi că dacă eu nu-mi doresc să fug? Păi și atunci ce-mi spui? Ce-mi spui să fac? Ce spui? Ce? Ți-am zis doar eu, exact. Ți-am zis amândoi. Păi nu toți mi-a spus, nu ai de ce, dacă știu. Alergai. Cum îți place traseul? Nu toți din ăla. Și celălalt de altul. Ah, dar eu mă opresc. Când știm că nu e. Asta e potențialul tău. Hai, vibe-ul bun acum. Hai să zicem așa. 2-0 în scor pentru tribul faimoșilor. Zani l-a ales pe Robert pentru acest duel. Băieții pregătiți să plonjeze în valurile Mării Caraibilor. 3 2 1 Rockstar plonjon, foarte frumos, dinamic, agil, către înainte. Robert și Zani pe pontoane. Bravo! Hai, Robert! Amândoi sunt exact ca acele torpile din toate marinele de război ale lumii. Triburile atente pe margine, bătălia lor se desfășoară în cel mai îndepărtat punct al traseului, cele două butoaie. Apoi, elementul comun, Robert are întâietatea pe această bucată, are șansa Zani pe partea lui să reducă din diferență. Iată, pe trepte au fost împreună, cel puțin cu pe o treaptă pe apă, erau amândoi băieții și iată-i acum cum ajung. Întâi Robert și la un pas în urma lui Zani, prima aruncare, ca din oală. O aruncare ratată, ambele mingi în același timp la fotografie la băieți. Și este Robert care cu viteză sonică tranșează punctul în favoarea războinicilor, 2-1 pentru faimoși. Cu două puncte au deschis meciul faimoșii, a venit și punctul războinicilor, e 2-1 și intră fetele. Duelul Ștefaniilor, Ștefania Ștefan, Ștefania Stănilă, gata să intre în mare. 3, 2, 1. Ștefa și Ștefi, Ștefi pentru faimoși, Ștefa pentru războinici. Saltă înainte pe ponton, iese prima. Ștefa, iată-o, Ștefania Ștefan, forțează și Ștefi. Fiecare pe trasa proprie, urmând întâlnirea în zona mediană, prima lor întâlnire. Pe punțile proprii, punți în zigzag, fără nicio problemă, 2-1. O egalitate restabilită de Ștefania Ștefan ar atârna greu în contul faimoșilor, pentru că trebuie să întoarcă scorul, să plece iarăși primii să ia inițiativa în scor. Ștefi, de asemenea, trage tare pentru un punct să-i țină pe faimoși mai în față. O bătălie a Mării Caraibilor, o bătălie care amintește de fetele pirat, au fost destule în perioada de glorie a pirateriei. Acum sunt Survivor, All Stars, Ștefania Ștefan, Ștefania Stănilă. Pregătite fetele acum și prima aruncare a Ștefaniei, ratează. O aruncare înaltă, vine și Ștefi, aruncă cu o mână, rulează mingea mai mult la Ștefi. A dat bine acolo, ambele fete, întâi Ștefi și apoi Ștefa. Și tranșează Ștefi! Ștefi Stănilă în contul ei și al faimoșilor. A fost foarte aproape și Ștefania este un final extrem de rapid și le iese 3-1 pentru faimoși. În favoarea faimoșilor și avem un duel pe care l-am mai văzut și l-așteptăm ca de fiecare dată. TJ Miles și Sorin, pregătiți să intre pe traseu. Băieți, atenție! 3, 2, 1... Salt către înainte! Importantă este maniera în care abordezi fiecare traseu. S-au întâlnit băieții chiar ieri în bătălia imunității. Au luat Sorin atunci. Vedea acum care este deznodământul, o priză maritimă,
un ecosistem atât de frumos cel caraibian, câteodată vine o boară, o răcoare atât de necesară, mai ales luptătorilor înciși de dorința de victorie, dorința de recompensă. Mac and cheese cu salată și brownies cu răcoritoare, cu toate sosurile, cu tot tacâmul, cum se spune, cât de mult au nevoie triburile de astfel de răsfăț culinar, dar în același timp necesar pentru viața lor la Survivor. Trece TJ pe boton, au temporizat băieții TJ pe treptele, care sunt practic trepte pe apă, sărit în apă TJ și va urca pe ponton către partea de final. Iată-l și pe Sorin în oată și el la rândul său, ca Ana Maria Pal, și-a depășit multe limite în ceea ce privește apa. Se duce o primă minge la TJ, introdusă regulamentar, exact când vine Sorin. Sorin știe că trebuie să tragă să compenseze această minge, a fost aproape, aruncă să treacă, a ratat, are câteva ratări TJ. Din nou, trebuie să arunci practic exact, să o lași să cadă, să plouă cu mingea. Era aproape Sorin, cursese cam două treimi din acest gheap. Pregătit TJ, iată, din nou a căzut spre stupefacția fetelor din tribul faimoșilor. La TJ părea că iese mișcarea, Sorin aproape și el, și a doua minge e infailibilă acolo la TJ. Sorin introdusese și el una. Scorul e 4-1 în favoarea faimoșilor. Haideți, bă! Patru la 1 și un nou duel, este ultimul al primei runde, duel al fetelor. Lola, Alexandra Ciomac, pregătite să intre în apă. 3, 2, 1. Merg mai departe, energie maximă, energie descătușată. Fluierul care le plasează pe fete. In the game, head in the game, the heat of the moment. În fierbințeala momentului, Lola și Alexandra Ciomac dau o nouă bătălie, 4 puncte în contul faimoșilor. Au câștigat primul meci al săptămânii faimoșii, au ratat să efectueze celebra manita, 5 jocuri câștigate la rând, exact în detrimentul unei imunități câștigate aseară, iar acum conduc cu 4 puncte, dar am mai văzut meciuri. Iată-le pe amândouă fetele, a trecut-o Lola acolo, pe Alexandra Ciomac, ce viteză de deplasare pe turnanta proprie Lola. Vine și Alexandra în urma ei. Vom vedea cum folosesc fetele alonjele. Ambele fete au o aruncare foarte bună cu mingi. Iată-o pe Lola către înainte. Salt acum. La fel și Alexandra Ciomac către înainte. Alexandra Ciomac ajunge, iată, în urma Lolei la un pas. Foarte bine au recuperat fetele. Și încep aruncările. Lola aruncă înalt. Au ratat ambele fete. Merge o minge la Lola. O minge introdusă, Alexandra are mai multe ratări, spune Andrei, să arunce mai jos. Făcut basket, Alexandra, vom vedea dacă reușește să introducă. Pleacă o minge și la Alexandra, câte una de fiecare, ratează Lola. Acesta e momentul în care pot arunca, a ratat Lola, Alexandra a prins. Prima intrare, prima deschidere, șgheabul descendent către sol și Lola conduce mingea, ar fi făcut-o și Alexandra Ciomac. 4-2 în favoarea tribului faimoșilor, punct adus de Lola pentru războinici. Ne revedem în Consiliul Tribal al săptămânii de Survivor. Aș spune că nu s-a integrat foarte bine. Știu că sunt oameni care nu mă înghit și este și normal. Unii sunt la un pas de a încheia prietenii pe care le aveau acasă. Ei nu știu ce vom face noi cu acel simbol, cum de altfel nu știm nici noi. Ne putem asuma absolut orice lovitură, și cu stânga și cu dreapta și croșeu și apărcat și ficat și low kick orice. Sunt cel puțin 100 de feluri de a mânca pate bucici. În bucătăria ta sau în vacanță, cu jumătatea, singur, cu ai tăi. Sunt atâtea feluri de a mânca pate bucici, dar toate au ceva comun. Atunci când pui, pune cu vârf. Pate bucici. Gustul bun se recunoaște. Salut! Sunt Alex, IT-istul cu suflet de meșter. Inteligența artificială e tot mai deșteaptă, așa că o folosesc să-mi antrenez pasiunea. Dăm sfaturi pentru un zugrăvit perfect. Ia să vedem ce știe inteligența artificială despre chiobări certificat plus. Ion de argint, efect antimicrobian, așa, un aer mai curat, știe tot. Dar la zugrăvit, inteligența artificială merge doar cu implicare umană.
Kober, calitatea contează. Dinții și gingiile tale merită o îngrijire excepțională cu cea mai avansată periuță de dinți Philips Sonicare, care reușește să curețe în profunzime chiar și spațiile interdentare greu accesibile, iar capul de periuță curăță de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană. Philips Sonicare, acum cu garanția returnării banilor. We make Jack honey. You make it count. Ia-ți pachetul Student Free de la Checkbank și ești mai câștigat cu fiecare tranzacție. Plătești, primești, schimbi bani, aduni puncte și le transformi în premii garantate. Checkbank. Parte din viața ta. Așa mă simt când mă doare capul. Ratez momente în familie. Iar totul la birou pare mai dificil. Grație puterii triple a celor trei substanțe active, combat rapid durerile de cap cu antinefralgic forte. Antinefralgic forte. Tratamentul rapid pentru durerea de cap. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ziceam că vrem și noi să roadem la Ciolan. Ciolan sau orice-ți trebuie prin casă, pentru că doar pe Taz, în martie, ai un voucher de 20 de lei la Kaufland folosind codul Kaufland20. Descarcă acum Taz și fă-ți cumpărăturile rapid! Ai grijă de pielea întregii familii și împreună cu Bepanten Unguent susține spitalul de copii construit de Dăruiește Viață. Bepanten. Până să ai livrare în doi la restaurant, comandă de la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ai cuptor încorporabil Whirlpool 73 litri cu autocurățare pirolitică la 2119,92 de lei și plită încorporabilă Whirlpool pe gaz cu 1093,41 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. La KFC ai Smart Menu cu tot ce-ți place la doar 19,90 lei. La așa preț îți vine să oprești timpul. Dar vezi să nu te prindă așa. Mai bine fă-ți pofta la ofertă și stocuri pe kfc.ro Smart Stock. KFC. We belong to something beautiful. Sephora. Y qué bueno volar. Y qué bueno vivir. Baton din napolitană crocantă, cremă fină de alune de pădure și un înveliș catifelat de ciocolată cu lapte. Kinder Bueno creează momentul bueno. Mai aveți ceva? Care a fost semagul meu? Am făcut-o în numele științei! Nu rata ultimele ore de Crazy Days! Ai sute de mii de oferte pentru orice idei bune și nebune! Ia-ți set două perne Somnart la doar 49 lei! EMAG! Cremele antirid chiar funcționează? Femeile au testat eficiența cremei Revitalift Laser de la L'Oréal Paris și au observat rezultate vizibile. E dovedit că reduce 7 ani de riduri în doar 6 luni. Ridurile s-au diminuat vizibil. Tenul meu este catifelat și ferm. Crema aceasta face ce promite. Revitalift Laser de la L'Oréal Paris. Pentru că merităm. Spre descoperirea corpului uman, o colecție fantastică! Află cum funcționează corpul nostru și construiește bucată cu bucată un schelet înalt de 1,10 m. E ușor de realizat și distractiv. Chiar acum la chioșcuri, primul număr la doar 4,99 lei. Cif prezintă tehnologia Clean Boost. Noul spray de baie conține ingrediente derivate din surse naturale, care înlătură eficient calcarul și murdăria dificilă, fără urme și fără mirosuri înțepătoare. Cif, regândește curățenia. Pe timpul nopții, părul se poate deteriora. Încearcă noul Gliss Night Elixir, ce-ți repară părul peste noapte. Formula inovatoare cu sistem haptic reconstruiește și fortifică structura părului în timp ce dormi. Astfel te trezești cu părul complet regenerat. Ai grijă de ceea ce iubești. Cu noul Gliss Night Elixir. Îmi imaginez că primul stăpân al lui Max a fost o astronomă genială, până într-o zi când a fost răpită de extratereștri. Adică, de ce altfel a renunțat cineva la cel mai bun câine din lume?
Dacă ți se face foame la serviciu, cu prietenii sau familia, intră pe Glovo și descoperă o lume de posibilități gastronomice. Mâncare sănătoasă locală, asiatică și multe altele. Cu promoții zilnice, chiar până la 50% reducere. Descarcă Glovo și comandă mâncare, cumpărături sau orice dorești. Glovo. Tu comanzi, noi livrăm. Drumurile se simt altfel când pornesc din pasiune. Plătește orice achiziție în stațiile OMV cu cardul tău Mastercard, scanează aplicația MyStation și poți câștiga automat unul din cele 10.000 de cupoane de carburant în valoare de 100 de lei în app, ca să-ți ții pasiunile în mișcare. Noul Hydromatic Shine, culoare intensă, luciu perfect și nucleu de acid hialuronic. Noua gamă de machiaj Avon Makeup Plus Care. Machiaj atent cu pielea ta. Avon, crede în puterea ta. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Oh, breakdance! Mi-am crezut că am văzut tot în materie de dans sezonul ăsta. Aviz amatorilor în frunză. Ce, mă? Aole, doamne, ce demens. Ori mi te închizi la cămașă, ori... Oh! Ai șase de da! Abar n-am avut despre ce vorba aici. O să zică lumea ca un nebunii, mă, pe cuvânt. O să zică, mă... Acum îl face contratenor. Românii au talent. Mâine la Pro TV și cu o săptămână înainte pe Voio. Surprizele proaspete te așteaptă la Românii au talent. I'll be back. Cu sau fără barbă, bărbații trag tare, trag de arme, de mașini, de fiare. Bărbații adevărați știu de cine s-a arbitrat. Dar ce urât vorbești, domnișor? Bărbații adevărați sunt comasați. Numai în filmul Pro. Nivea susține cele mai bune filme. Ce să-ți spună, Ilinco? De ce n-ați avut grijă de fata mea și de femeie, cum v-am zis? De ce m-a vândut copilul meu? Nimeni n-ar trebui să fie așa de singur cum ești tu. Eu sunt Pavel. Nu ești. Eu sunt. Păcatele se plătesc. Mă caută poliția. Am fost cârtiță la macelarul la noi în secție. Clanul, luni, la Pro TV și cu o săptămână înainte pe Voio. E mai mult copilul meu sau al macelarul? Din aprilie descoperi noi orizonturi acasă. De luni până vineri ești la zi cu tot ce contează la știrile orei 11 și te conectezi cu întreaga lume la știrile orei 15. Sâmbătă, bazarul de acasă îți oferă o tură de cultură, iar duminică educația nu are limite și nici vârstă. Știi de acasă. Acasă e peste tot. Patru-doi în scor, jucăm până la 7 și au testat limitele și puterile concurenții acum. Războinicii faimoși, aveți o nouă rundă de alegeri, iar Ana Orgras va intra pe alegerea ei și războinicii inițiază această rundă de alegeri. Ana Orgras. Duli cere duel cu Ana. Este rândul faimoșilor. Lola. Ștefi cu Lola. Este rândul războinicilor. Ciomag. Ștefania Alexandra Ciomag. De la faimoși vin băieții. DJ Miles cu Iancu. Următoarea alegere este Robert cu Andrei Ciobanu. Cu Andrei Ciobanu. Iată. Eu cu Sprinter. Și acum Zani cu Sprinter. Sorin. Sorin. Iată a ultima alegere. Hai, tare, tare. Foarte bine, foarte bine, dați-i tare. 4-2, jucăm până la 7. De ce m-ați lăsat pe bancă? Bă, oare am lăsat-o pe Ana Pal pe bancă, că e cea mai bună dintre pedea. Ce? Că e cea mai bună de la pedea. Asta a lăsat-o oare pe bancă, că e cea mai bună de la pedea? Ți-am zis și data trecută. Nu mai vorbi cu ei. Nu mai vorbi cu ei că zic adevărul. Le-au spătici, nu mai vorbi cu ei că zic adevărul. Simt în cap, mai vorbi. Vă șoptesc în urechi. Cu forță și inspirație, dar mai ales cu un track record în acest joc. Și Andrei și Robert au deschis scorul al meciului și pentru Faibos și Andrei. Pentru războinici Robert, luptă unul cu celălalt la semnalul meu. 3, 2, 1. Hai, Robert, Faibos!
salt înainte, ce ligamente, ce tendon al lui Ahile ale Robertsonii Moscalu. Reușește să plece întotdeauna de pe loc, la fix regulamentar și tot are o extra mișcare. Dar Andrei Ciobanu este un adversar de calibru. L-am văzut mai devreme în duelul de debut cu Iancu. Ce bine s-a mișcat și pe traseu și la proba de final. Vom vedea chiar acum. Robert, un acolo, două lungimi de traseu, două butoaie practic între el și Andrei. Forțează Robert. Ambii băieți au văzut cum iese această aruncare. Practic nu lași mult loc pentru eroare celuilalt. Iată-l pe Robert. Salt către înainte, acolo, două lungimi de braț. Și Robert Moscalu, cu supranumele Sonic, ajunge, iată, pentru a face aruncări la 4-2 pentru Faimos și intră. Iese din apă imediat și Andrei, o primă minge rulează. Din prima a introdus o minge, Robert și-a ratat la următoarea și nu-i mai dă nicio șansă lui Andrei Ciobanu, care ar fi aruncat. Iată cât de bine însă s-a atribuit punctul, este 4-3 în favoarea faimoșilor. Al doilea punct, Sonic, adus de Robert. Am într-adevăr, Andrei a dat 2 din 2. Dar trebuie. Dar după ce s-a terminat, era relax. Cum am dat și eu după ce s-a... N-a ajuns să dea. Da. Asta înseamnă să fii bun la survivor. Ajungi, bagi, nu mai știu ce faci. Am dat și eu 2 din 2, da? Așa, dacă auzi, dacă vii, dai de 50 de ori și după aia iei punctul că ratează ăla? Corect, corect. Dar nu înseamnă să fii bun. Total de acord. Înseamnă să fii slab acasă. Deci nu mergi la duel. Poftim? Nu o să mergi la duel. Depinde de voi. Aha. De ce vrea să facă Iancu? Depinde de echipa. Tot de noi depinde. Dă-mi așa un hint să-mi dau seama că am ce se întâmplă. Exact. Păi da, nu știi ce se întâmplă. Nu știu sigur. E bine. Hai să vedem cu o sigur. Hai. E clar. O să vedem. Adică matematica este clară. Uh-huh. Totul e la decizia ta, că tu și al Robert. Adevărat. Deci până la urmă ești spion care lucrează pe două tabere sau nu? Că eu n-am înțeles. We will never know. De cine pune sare pe rană? Fosta parteneră de sezon. Păi, doar am pus o întrebare, pentru că a fost o declarație la care eu nu m-am așteptat să, fie, să vină din partea voastră. Ce altceva este saga Survivor România dacă nu o istorie a revenirilor? La un punct sunt în urma faimoșilor războinicii. Alexandra, Ana, primată pe traseu Porgras, pregătite să intre. 4-3. Atenție! 3, 2, 1. Salt către înainte. Ana Porgras, intrată pe acest traseu, pe propria răspundere, acceptul medicului în cazul ei. Nu s-a dat astăzi pentru genunchi, ne referim la genunchiul stâng, dar iată-o pe Ana Porgras cum forțează acolo. Alexandra Duli a luptat cu Ana Maria Pal mai devreme, a pierdut în fața ei, a intrat din nou pe traseu, acum a ales-o chiar ea, Alexandra Duli, pe Ana Porgras și iată-le pe fete luptând acum în alergare. Mers pe pontoane, mers accelerat, mers în echilibru. E 4-3. Un eventual punct al Alexandrei Duli, primul din două intrări, aduce egalitatea. Prima astăzi, după ce scorul era 2-0, 3-1, 4-1 la un moment dat în favoarea faimoșilor. Este 4-3 și vine Ana Porgras acum, atentă. Pășește bine. Sportive de top. Hai tare, 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 Ana, tare. Într-o conexiune cu ceea ce înseamnă supraviețuirea. Aruncă înalt, aruncă bine, Ana a prins prima deschidere, vine și Duli. Are o minge introdusă Ana, arată la următoarea, vine Duli. Aruncă Duli, mai ușor o aruncare care trebuie să prindă practic acea intrare și apoi gravitația face restul. Iată acum Ana Porgras a riscat pe propria răspundere și iată câștigă un punct în favoarea tribului din care face parte Ana. Tribul faimoșilor 5-3 pentru faimoși. Lasă-l, lasă-l, lasă-l. Da? Lasă-l, nu eu. Din echipa ta, știu. Da. Și? Ție ți-a zis cineva că n-ai pierdut punct? Dar eu am pierdut cu cel mai bun și aici au zis cu mâna pe suflet. L-ai detronat pe Iancu, ești cel mai bun, frate. Și Duli e... Ia, le zi? Și Duli e bună. Dacă voiam să te contrazic, o făceam, nu. Bravo, chiar e bună, e bună.
cum îmi vine să plâng. În zile și din. Eu mă bucur că să joc la statistică, mergeam la punct sigur. Băi, frustrant. Eu de asta frustrant. Nu te consuma, pentru că dacă tu te focusezi doar că de ce am pierdut, nu o să poți să te focusezi să câștigi. Înțeleg? Gata. Nu ești prima sau ultima care a pierdut două puncte. Nu ești prima sau ultima care a pierdut. Toată lumea pierde. Contează cum treci peste. Bă, înainte tu, cred că ai văzut sezoanele astea și erau pase frumoase, era ca era frumos, era sare, piper, nu ai nici sare, nici piper, bă, tu ești fără haz, n-ai umor, n-ai nimic, ești pe bune. Aceleași vorbă la fiecare meci, aceleași, păi, sezonul meu, tu m-ai susținut, bă, Andrei, bă, tu m-ai susținut, bă, pe mine, bă, tu m-ai susținut pe mine, mă, la mine sezon. Nu mai vorbi, mă, că vorbești prost, eu n-am chef să-ți dau ție replică, că n-ai amuzament, adică, bă, păi ți-am dat de fiecare dată, tu n-ai amuzament, eu n-am cum să-ți dau ție, să-ți dau ție pase, că tu nu știi să dai pase înapoi. Eu nu fac cine. Nu vezi că numai tu vorbești, mă, de când eu vorbesc cu tine acum, cine vrei să vorbească? 5 la 3 pentru faimoși, doi concurenți, un singur punct, un singur traseu. DJ Miles, Iancu Sterp. 3, 2, 1. Salt către înainte, DJ și Iancu. Iancu vrea cu orice preț acest punct. Salt către înainte, săritură stânga-dreapta, urmează partea mediană a traseului. Iată pe amândoi băieții, încă sunt cu spatele la proba de final. Acum e momentul să ia viteza, accelerează Iancu. Iancu n-a luat punct, a pierdut. Mai devreme, chiar duelul de debut cu Andrei Ciobanu, DJ Miles a luat punct cu Sorin. Vom vedea acum la 5 la 3 pentru faimoși într-un meci care are deznodământul la 7, punctul final va fi 7. Cum se descurcă faimoșii? Cum dau replica războinicii? S-ar putea ca acest punct să fie definitoriu. Iancu o știe, aruncă bine. Aruncare ca din oală, a ratat de două ori, vine cu o singură mână. DJ au rulat mingile. O treime din acest gheab, la fel se întâmplă în acest moment la Iancu, are nevoie de noi mingi. A ratat DJ, DJ dă ușor, dă cu țintă, însă nu are putere, nu are înălțime. Iată, acum e nevoie de mingi noi la ambii băieți. Se duce o primă minge albastră, mai are nevoie de încă una. S-ar putea să aducă punctul, iată-l pe DJ. Vine și el, ratează DJ, dar Iancu rulează a doua minge. Mergea la DJ, dar iată, este 5 la 4 în favoarea faimoșilor. Punct adus de Iancu. Bravo! 5 la 4 pentru faimoși, din nou războinicii la un punct și din nou pe umerii fetelor stă tranșarea pe roșu sau pe albastru acestui punct. Ștefania Ștefan, Alexandra Ciomac, pregătite să plonjeze. 3, 2, 1... Sar către înainte cu bătaie foarte bună Alexandra Ciomag, la fel și Ștefania. Ce elită la nivelul All Stars. Ambele fete au trecut acolo de bârnă rapidă. Ștefania vrea punct din nou. Trage tare, să vedem, însă nu a reușit Ștefania punct, pentru că l-a luat Ștefania cealaltă. Dar din nou, la nivelul ei de excelență, este foarte important în acest moment o egalitate. Așa o văd războinici, în timp ce faimoșii desigur își doresc să-și consolideze drumul către recompensa gustoasă și mai ales atât de necesară a zilei. Ștefania Ștefan aleargă, pare că este acalmie până vin fetele. În acel moment ia foc Marea Caraibilor, a sărit acolo, a dat o burtă. Ștefania Ștefan compensează imediat din brațe, vine din urmă puternic Alexandra. O să aibă câteva aruncări singură, Ștefania, nestingherită, aruncă ca din oală, aruncat, iată, două ratări până acum, vine și Alexandra Ciomac. Ratează ambele fete.
Atent, Alexandra, a prins această ramă, aruncă și a rulat un pic pe șgheap, însă acum cât de aproape a fost, a căzut de pe șgheap la Alexandra. Vine Ștefania, are nevoie de mingi, iată, le aduce cu piciorul. Alexandra a ratat și Ștefania. O primă minge aruncată și introdusă de Alexandra Ciomac după mai multe ratări succesive ale Ștefaniei Ștefan. La 5-4, iată, merge și o minge albastră la Ștefania și a ratat. În acest moment, iată-le, vin, aruncă și Ștefania Ștefan reușește în cele din urmă să aducă egalitatea 5-5 în acest moment între faimoși și războinici. Nu mai simt mâinile. Bun, și cum erai? De-abia puteai să mai... Te-am văzut obosită. Da, de nou, da. Dar asta de-aia nu i-a zis nimic la Duli. Îi solicitam pentru mine, că-s bărbat. Pentru voi, da. Foarte greu. Nu, vă zic sincer, uite de cum îmi fac și picioarele și mâinile. Da, e foarte greu trasul. Avea o minge aproape, de după aia departe. Da, da, da. Da, și aia cu piciorul, aia cu piciorul minge, trebuia să, nu știu. Nu, am vrut să dau aproape și din s-a lovit de porcăria. Și unul avea în spate, unul s-a dus tot în spate și exact, doar punct. Exact, exact. Așa s-a întâmplat. Tu dacă erai bun, de ce n-ai luat punct? Dat, eu dam la punct. Ideea este fiecare să aducă un punct, nu să fim cizme. Și ce vrei să spui, că am fost cizmă? Da, la da. Finalul ăsta am fost cizmă. Păi da, asta ziceam. Da. Nu, n-ai fost la final, la culesul mingilor. Mereu greșești ceva la mingi, la... Nu lasă că ratez, că eu n-am avut nicio șansă cu... Dar culege, le am dat două din două. Fuzi cu ele. Păi tu ai avut 700 de șanse, că a ratat într-una. 700 de șanse, că a ratat într-una, Ștefania. S-a dus de două, de trei ori după mingi. Păi le-a dat repede. Gata, pauză. Nu vă relaxați, că mai avem tura cu ATV-uri, botanică aplicată, a pus la vedere, curs de tiroli. Auzi, voi ați venit la munte sau la triatlon? Stai puțin, trageți sufletul și încearcă un caraiman. Bun, mergem? Ia un caraiman și stai să-ți tragi sufletul. 5-5 și câte două mingi în coș au de introdus băieții. Ca să ajungă la coș, trebuie să intre la apă și o să o facă chiar acum. Zani și Sorin luptă pentru un nou punct. Atenție! 3, 2, 1! Zani l-a ales pe Sorin pentru acest punct. Zani a pierdut cu Robert și acum trage tare Sorin cu TJ. Ambii băieți au pierdut punctul în intrarea inițială, în prima rundă. E 5-5, au ajuns războinicii pe faimoși într-o formidabilă întoarcere de scor. Era 4-1 pentru faimoși. Acum 5-5. Tractare, băieții. Întâi Zani pe traseu, al doilea turnichet, primul butoi, urmează al doilea butoi. În zona mediană vine și Sorin. Cu cât mai repede ajung, cu atât mai mult pot să încerce să-și facă mâna. Vom vedea în acest moment, iată, aproape un ponton distanță, o întreagă lungime între Zani și Sorin. Vom vedea dacă a fost o strategie bună pentru Zani. Deocamdată pare să lucreze, iată-l pe Sorin, la ieșirea din ultimul butoi. Și vine Zani, aruncă puternic către înainte. Se duce o primă minge, a curs bine acolo pe șcheap, de două ori s-a întâmplat asta, a căzut mingea de pe șcheap. Acum are o minge introdusă, nuată Sorin, a învățat să nuate după primul sezon foarte bine. Trage acolo, nu renunță Sorin, mai are o minge Zani de introdus. Aruncă Sorin, a ratat. Aruncă Zani, ratează din nou, mai are o minge, vine Sorin. Nici o minge nu-ți asigură, iată, are o minge, a ratat acolo Sorin. A ieșit mingea și mai are o minge de introdus, era aproape. În acest moment, pe tensiune maximă, Zani aruncă și ratează. Au nevoie de mingi băieții la o minge distanță și se duce, a ratat. Zani a căzut de pe șgheap. La fel se întâmplase și la Sorin. Acum însă, iată, Sorin tranșează în favoarea războinicilor. Pentru prima oară astăzi, războinicii conduc 6-5, un punct formidabil tranșat de Sorin. Mai aveai, trebuia să dai așa din prima. N-am vrut.
Mi-am fost și ambiție. Dacă ciomag îi spun să se ducă după mingi cum trebuie și ea zice că... Păi da, da, dacă ea o greșit, trebuia să greșești și tu acum. Păi nu toată echipa, că și noi suferim când tu ai răbufniri. Azi am răbufnire, uite că... Păi da, dar puteai să te uitai la el un loc să dai acolo, în gaură aia. Da, da. Că n-ai vrut. Mi-am avut ambiție. Pentru Sorin, pentru Delea, pentru Robert, pentru Duli, pentru Lola, Ștefania. Pentru războinici! Nu mă uitați. Ne ține nouă, criticul și el face prostii. Că are el net și nu vrea. Scoate-l. Ia-l de acolo, de jos, că se scoate ușor. Ia-l. Aruncă. Încă dacă le-au, le-au cu totul, știau și pe tine cu tot cu ea. Hai. Opa! 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 Ce vreți? Ce presiune și ce tensiune aduce ultimul punct și ar fi ultimul dacă l-aduce din nou Lola pentru tribul războinicilor. Dacă Ștefi aduce din nou punct pentru faimoși, avem ștafetă. Atenție, fetele! 3, 2, 1. Cine ar fi crezut la 4-1 în prima rundă a jocului de astăzi, faimoșii cu 4-1 războinici. Iată-i pe războinici, iată cum au revenit puncte aduse de Robert, de Ștefania, de Iancu, de Lola. I-au ținut în joc, la fel și Ștefi a adus punct în runda precedentă. Un nou punct ar aduce o ștafetă, deci practic continuă miza, dar asta este de la agonie la extaz. Asta este ecuația Survivor România, Ștefi și Lola. Iată-le, umăr la umăr pe fete. Ștefi a trecut înaintea Lolei, forțează Lola. Intră tot prima Ștefi în acest moment. Nu se lasă niciuna, fiecare pe puntea proprie. Forțează Lola și acum, iată-le, pe amândouă, pe trepte, pe poton, salt înainte, ce luptă dau fetele. Un punct pe măsura mizei, 6-5. Nu se lasă niciuna, tractare, vor arunca în același timp. Este cel mai intens punct din punctul de vedere al deplasării pentru ambele fete la 6-5. Pentru războinici, o primă minge prinsă de Ștefi. Aruncă Ștefi, 2-2. Ștefi aduce ștafeta într-o formulă formidabilă, dar remarcăm și efortul Lolei, care a tras umăr la umăr cu Ștefi. 6-6, avem ștafetă. Dacă era cel mai frumos punct din... Nu, dacă luai jur, era cel mai frumos punct din tot sezonul. Dacă ești cu parcă... Lola, nu-i vorba de presiune. Mi-au dat două din două. A fost bombă. Mi-a frustrat și i-ai spus lui Subar. Ți-a zis de mintele. Asta m-a frustrat. Nu, dar tu trebuie să-i lasă pe mine. Eu știu că tu nu vrei să pierzi, dar trebuie să ascult și să le iei pe toate. Că de-aia ai pierdut. Dar dacă nu... Ne luăm toate mingile. Mama. Și nu e prima oară când greșești la mingile astea. Ai bătut-o, dar ai spart-o. Dacă nu ți-ai luat toate mingile, ai rămas fără și a dat ea. Deci i-a dat foarte prost. Punctul ăla s-a pierdut doar pentru că tu nu sculegi mingile. Ăsta e circul Globul. Asta e găina, e, știi? Din palmă se deprește. 6-6 într-un joc până la 7 înseamnă ștafeta, 5-a ștafeta acestui sezon. Hai să o cinstim cum se cuvine, revenire extraordinară la războinici, dar și faimoșii s-au agățat acolo. Urmează fată băiat, echipă mixtă pentru ștafetă. Primii pleacă băieții. Pleacă băieții, fac întreg traseul, vin înapoi și ridică steagul, prilej pentru fete să plece. Pleacă și fetele, fac același lucru. În momentul în care au ajuns fetele, nu uitați de acea bătaie de tip, da, de ștafetă, de palmă. Băieții vin și introduc două mingi în coș. Acum, o chestie foarte importantă pentru fete. Pentru că voi veți vedea când se duce pe șgheab. Doar în momentul în care mingea a intrat în coș, poate pleca și fata de pe covoraș de acolo, da? Atunci vin și fetele, tot două mingi, cum ați făcut. Aveți echipele de luptă? Da! Să facă un pas în față, vă rog, de la războinici și de la faimoși. Iată! Andrei, Ștefi, Robert, Ștefania! În bătălia acestei ștafete, a cincea ștafetă, vă rog, puteți merge deja pe poziții. Bătălie navală de proporțiile epice ale sezonului suprem Survivor All Stars. S-a ajuns la ștafetă jocul de astăzi. Au luptat formidabil, fabulos.
nu ne conectează mai bine decât o masă românească în familie. Un de lemn de la bunica. Semințe românești, ulei românesc. Aleg BCR. Aleg mai multă libertate. Alege bine pentru tine. Oferta BCR la cardul de credit în ediție limitată. Vino cu salariul la BCR și primești până la 300 de lei pe lună bani înapoi la plățile cu acesta la benzinării și supermarketuri. În plus, fiecare produs ales îți poate crește șansele să câștigi super premii, apartamente, bucătării utilate, fonduri de rezervă, bilete la concertele anului și telefoane. BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Pătrunde în lumea fascinantă a supereroului numărul 1 din întreaga lume cu The Ultimate Spider-Man Collection. Din 29 martie la toate chioșcurile de presă al doilea volum. Percepții, la doar 19 lei și 99 de bani. Abonează-te la întreaga colecție pe litera.ro. Alege BCR. Alege bine pentru tine. O ofertă în ediție limitată care îți aduce super premii. Apartamente, bucătării utilate, fonduri de rezervă, bilete la concertele anului și telefoane. Vino cu salariul la BCR și fiecare produs ales îți poate crește șansele să câștigi. BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Dulcolax activează cu blândețe tranzitul intestinal și îți restabilește ritmul natural peste noapte. Dulcolax. Ziua e bună fără constipație. Se face cu pesmet sau se face cu făină? Sau se face cum vrei tu? Susținem bucătăria românească cu toți rebelii din ea. De aceea, la noi ai ulei Unirea la 4,45 lei. Ofertă valabilă și în Carrefour Market. Gucci Flora Gorgeous Magnolia, the new eau de parfum. Este uimitor! Copilul tău crește cât ai clipi! Noul Nanopti Pro 3, acum cu 5 oligozaharide similare cu cele din laptele matern, culturi active L-reuteri și tehnologie OptiPro, susține imunitatea și creșterea optimă. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Cultivăm semințe de iubire și fiecare sămânță este atent aleasă. E totul bine, mămică! Acum 7 ani s-a născut Lifebox. Din dorința de a le da oamenilor o alternativă sănătoasă la tot ceea ce aveau în piață în momentul respectiv. Lifebox este despre un stil de viață sănătos, echilibru și despre oameni frumoși. Noi toți eram oameni de a la carte. A trebuit să înțelegem împreună cateringul industrial. Horeca este un exercițiu de adaptare continuă. Parteneriatul cu Metro ne-a ajutat pe toate planurile. Înscrieți povestea antreprenorială pe metro.ro/vis de antreprenor și Metro o va duce mai departe. Noua Hochland, brânză de vaci bronjoasă, aduce zâmbete și surprize la masă. Pentru că orice magician priceput știe că cea mai mare magie e să transformi o rețetă în bucurie. Hochland, bucuria de a dărui bucurie. Planurile de aventură nu se întâmplă pur și simplu. Tu le faci posibile. Hai să vorbim unul la unul despre cum faci escapadele pe patru roți posibile. Ai credit de nevoi personale pe loc în orice agenție cu dobândă de la 6,75%. Banking 1 la 1. Raiffeisen Bank. Gata. Pauză. Nu vă relaxați, că mai avem tura cu ATV-uri, botanica aplicată, a pus la vedere curs de tine. Auzi? Voi ați venit la munte sau la triatlon? Stai puțin, trageți sufletul, încearcă un caraiman. Bun, mergem? Ia un caraiman și stai să-ți tragi sufletul. Oare ne învață cineva să fim fericiți? Sau așa ne naștem? Când zâmbim, lumea ne zâmbește înapoi. Ai atâtea ocazii să faci pe cineva să zâmbească. Nutella. 60 de ani de zâmbete. De ce iubim apa micelară Garnier? O iubesc pentru că mă demachează ușor după party.
pentru că încurăță tenul fără să lase reziduri. O iubesc pentru că are grijă de pielea mea sensibilă. Apa micelară cu cele mai multe review-uri de 5 stele de pe EMAG. Descoperă gama de ape micelare Garnier. Alege ingredientul potrivit tenului tău. Știm, cu toții vrem să mâncăm bun și sănătos. Descoperă Nature's Promise Bio cu o gamă largă de produse. Acum ai șnițel Nature's Promise Bio la 13,49 lei și fusili Nature's Promise Bio la 4,84 lei. Nature's Promise, acum la Mega Image. Pisica ta s-a simțit vreodată atât de tare? Oferă-i formula Perfect Fit Total 5 pentru a-i susține sănătatea întregului organism. Retro is back. Acum disponibil la Deichmann. Mărci de top de la 249 lei. Love the shoe and the price. Deichmann. În medie, o persoană face 150 de milioane de pași de-a lungul vieții sale. Dar câți dintre aceștia duc undeva nou? Vorbesc despre primii pași, următorii pași, chiar și pașii greșiți. Pașii care ne fac pe toți să progresăm. Aceștia sunt cei care contează. Keep walking. Johnny Walker. Când jocul e întrerupt și lupta devine serioasă, tot ce îți dorești e să revii la viața ta. Chiar și când drumul nu-i ușor, e extraordinar să știi că i-ai de partea ta pe cei mai buni. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. Engie prezintă creatori de viitor prietenos. Energie electrică verde. Ampero verde activat. Fii și tu creator de viitor prietenos cu energie electrică verde de la Engie. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Grijile sunt date uitării. Lăcări pe scenă. Oboseala dispare. Ce e bun, de-abia acum urmează să înceapă. Bucuria inundă România. Vai de capul meu. Trăiește miracolul de vineri seara. Gura de Rai. La Românii au talent. Mâine la Pro TV și cu o săptămână înainte pe Voio. I made a promise to protect her. He did the same. What'd you say? Godzilla. We gotta stop Godzilla. This is our only chance. We need Kong. The world needs him. Godzilla vs. Kong. Premiera sâmbătă la Pro TV. Guns don't kill people. People kill people. We're in the middle of a damn war. Hey, kill my boy. Even fake wars have casualties. That was a mistake. You sound nervous. May I suggest acupuncture? Jet Li. Ran off with the boss's daughter. Threw a monkey wrench in the program. Sorry, Romeo. But you gotta die. Să moară Romeo. Sâmbătă la Pro TV. El amor nace, crece, cambia. El amor duele. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. ¿Qué es lo que tiene que decir acerca del video que circula en redes sociales? Gustul înfrângerii, o miniserie captivantă. Premiera 6 aprilie, acasă. Bătălie navală de proporțiile epice ale sezonului Supreme Survivor All-Stars a ajuns la ștafetă, jocul de astăzi. Ștefi, Andrei, Ștefa, Robert, primii pleacă băieții. 3, 2, 1. Ambele meciuri sunt rematch. Robert și Andrei, fetele așteaptă pe covoraș. Forțează băieții, Robert a luat punctul împotriva lui Andrei. Dar iată-i puternici acum în alergare pentru o recompensă gustoasă, dar mai ales atât de necesară pentru ambele triburi. Din păcate, doar un trib poate să-și o însușească. Au luptat formidabil, fabulos, autoscorul. Războinicii de la 4-1 pentru Faimoși.
Forțează Robert. Și iată-l acum ieșind din al doilea butoi. În câteva fracțiuni de secundă Robert va ridica steagul. O face acum, aruncă, iată, steagul către înainte, a sărit Ștefa, sare și Ștefania către înainte, acolo Andrei, iată, epuizare maximă la al treilea traseu făcut. Pot băieții să-și tragă sufletul în acest moment și au făcut treaba, este rândul fetelor. Când vor veni fetele înapoi, cu o bătaie de palmă, energie maximă descătușată și băieții încep să arunce. Câte două minci de fiecare, întâi băieții, apoi fetele. Forțează Ștefa, nu lasă Ștefi. În cazul fetelor, din nou rematch. De această dată a fost faimoasa cea care și-a judecat punct. Ștefi cu Ștefa. Iată-o pe Ștefa, sal către înainte. Vine în acest moment. Trage tare în brațe, trage tare și Ștefi. Tot așa ca și la băieți. Băieții, aruncă. A fost Robert acolo, iată, a introdus o primă minge, vine și Andrei. A doua minge introdusă de Robert și poate să arunce Ștefania. Ratează Ștefania, ratează și Andrei. O prima minge introduce Andrei, ratează Ștefa. O a doua minge introduce Andrei, vine și Ștefa. Își culeg fetele propriile minci, câte două minci de fiecare. Șase egale în acest moment, aruncă Ștefa, atentă, prima aruncare a Ștefaniei. A căzut mingea la Ștefania. Ce final incandescent. O primă minge la Ștefa. A ratat, iată, Ștefi. Aruncă din nou a doua minge care se duce la sol la Ștefi. Mai are o singură minge Ștefa. Atent, a ratat acolo. Are o minge în plus. Ratează. Este rândul lui Ștefi. Aruncă Ștefi și în acest moment ștafeta este câștigată de războinici. 7 la 6, ștafeta Ștefania Ștefan, Robert Moscalu i-a învins pe cei de la faimoși Andrei și Ștefania Stănilă. Intră la pamări și nu te teme, ai să vezi să nu sprită sirene dincolo de noapte e zi. Noi scopul nu era, era Consiliul și imunitatea viitoare, pe aia ne bazăm. Acum puteți să spunem că eu am folosit intelegența. Ceaba, nu? Păi și eu ce zic? Nu, nu, zic ei. Lasă-mi nu. Nu mai ei. Am folosit intele degeaba. Dar normal că am folosit intele degeaba. Normal! Ștafetă nouă, ștafetă, a cincea ștafetă, cu jucat până la șapte. Până în ultima secundă au luptat ambele triburi. Vreau să vă aplaud. Războinici, ați câștigat 7-6, faimoși, ați pierdut, însă ați câștigat și voi, pentru că în același timp ăsta e Survivor. Noi lecții, noi învățăminte, cu 4-1 la un moment dat conduceau faimoșii, 4-1, au făcut 5-5 războinicii și bravo, bravo pentru cum ați întors scorul, pentru ce ați arătat astăzi, despre asta până la urmă este vorba la Survivor. Și mai este vorba și despre ce vă spuneți, ce vă motivează și sau ce vă demotivează între puncte. Au mai fost discuții, Andrei și Robert chiar, da? Chiar după primul punct, da. Robert, spuneai de Andrei că e așa arogant, ai zis tu. Cum e? Ați reușit? Are utilie, așa e el, domnul Dancu. Atât și eu acolo pe margine, că el e un personaj, își face bine treaba, am zis toți. Bravo lui, că ne enervează câteodată, ne scoate din pepen. De multe ori e puțin arogant, da, într-adevăr, dar nu în extremitate, dacă zic bine. E un peon foarte puternic, e normal să te bucuri, e normal când câștigi și ești acolo cel mai bun, poate, în jocul de azi, să-ți arăți puterea. Și, bravo, eu doar am făcut o remarcă mică, sper că nu s-a supărat. A deschis scorul Andrei. Cum a fost, Andrei? Într-adevăr, știu că e nervez, n-o fac... Nu fac intenționat ca de la... Că nu e ceva personal. Ăsta este stilul meu ca și jucător. Mă descătușesc. Încerc să-mi elimin energiile. Ăsta e felul meu de a fi. Nu o fac cu răutate. O fac doar pentru joc și... Îmi cer scuze dacă enervez, dar ăsta este rolul meu. Și până la urmă e o competiție, o luptă. Ce e foarte important e, și tot la războinici,
orice s-a spus în primul tronson al meciului, că v-ați mai spus lucruri, ați reușit cumva să gestionați asta, să egalați și să luați ștafeta chiar cu Duli, da? Au fost niște Delea și Robert. Da, i-ați făcut unele reproșuri atunci după ce s-a întors de la punct. Cum a fost? Duli, tu cum ai primit reproșurile? Eu cu Robert suntem ca o frate și o soră, gen întotdeauna ne tachinăm la glumă, la Caterin, că de data asta eu l-am înțeles odată ce m-am calmat, avea dreptate în ce mi-a spus. Eu, efectiv, am leșinat la acest traseu, îmi tremură picioarele și mâinile în continuare, nici n-am putut să țip cum țip eu de obicei, Doamne. Și l-am înțeles, efectiv, trebuia să fug și eu puțin la final și dacă chiar făceam asta, poate chiar luam acel punct de față cu Ana Pal. În momentul ăla nu vreau să ascult absolut nimic și vreau să tacă din gură amândoi, dar îl înțeleg de ce mi-a spus-o când eram și eu pe nervi, pentru că atunci am intră mai mult în cap și o să ascult de asta și când o să mai intru la un traseu, o să mă asigur că alerg până la final. Foarte bine, încă o dată marcăm întoarcerea voastră de scor. Faimoși, faimoși, când s-au spus lucruri imediat după punct, cum a fost Andrei, da, și Zani la Alexandra Ciomag, lucrurile n-au mai mers acolo. Ce s-a întâmplat la voi? Zani, începem cu tine. Domnul Dani, cu Ciomag, care mi-e dragă, și am plecat de la declarația prima că mi-e indiferentă, am început să-mi fie dragă și când mi-e un om drag, trebuie să stau pe el, să greșelile atât, că n-aduce sau ca ce puncte ai treaba el, nu mă supăr eu pe asta, dar... Și tot spun, de când a venit la noi, de când a venit, i-am spus, bă, strânge toate alea și adu-le și concentrează-te pe toate. Ei, are un stil când aruncă, să te grăbește să le adune, nu să dea în ăla. Și acum, la fel, în loc să zică după toate trei mingi sau măcar două, a luat una, aruncat-o, i-a plecat și ea s-a dus fără mingi în coș. Dacă o nimerea pe aia, trebuia oricum iar să se fugă după mingi. Și stau și zic asta mereu, mi-a explodat vena, nu mai puteam de nervi. Am început să înjur mingile alea și zic, ia-le pe așa. Și după ea i-a zis lui Ciobanu ceva de genul, le iau vreau, cum vreau eu sau fac ce vreau. Mamă, când a zis asta, i-a zis, aoleu, suntem copii, avem răzgâieli de astea noi. Însă ea e o brioșă de fată, trebuie doar să înțeleagă atât. Asta e singura ei greșeală. Asta cu mingile și să le adune frumos. După am intrat eu în traseu și am vrut să le arăt. Ia să vedem când și eu îmi pun orgoliu, ce s-ar întâmpla dacă am face toți răbuvniri, să fac ce vreau eu, dar nu vreau, dar... Sau cum a făcut Ana Pal ieri alaltă. Dar ai pierdut cu mine, mă? Da, nu, am pierdut că ești printen. Lasă asta. Na, că ți-am zis. Noi am pierdut alt joc, n-am pierdut jocul de recompensați, am pierdut joc de comunicare. Eu n-am răbufnit pentru ce mi-a spus Andrei, am răbufnit pe mine că am fost frustrată, că n-am fost în stare să strâng mingile alea. Nici de cum că de ce a spus el, că logică, când știu că am fost cizmă, am fost cizmă și aia e. Nu pentru ce a spus el. Și da, atâta tot. Și nu e ca și cum n-aș fi vrut să iau punct. Pe tine nu te-au deranjat reproșe, dar pe Ana... Ana Maria Pal, tu ai văzut faptul ăsta la Zani, că el reproșează, dar el n-a adus punct. Cum a fost? Îl las pe el să vorbească cu într-un fel e vina lui pentru punctul ăla. Da. Totodată noi, echipa războinicilor, vrem să o felicităm pe Ana Pal pentru că a spus că am volat de 3 ori pe traseu, iar după prima intrare aia a trebuit să o dăm la poartă pentru că a fost cea mai bună de la PD. Bravo. Deci în momentul ăla te-au evitat și ăsta e pe pozitiv pentru tine. Sigur că ți-ai fi dorit să intri. Data viitoare nu mă mai lăsați când răcesc aici, mă usur. Ar trebui să ieși tu. Să alegi. Lăsăm echipa să vorbească. Bun. Asta e Survivor, bine. Bravo, războinici. Atenție, faimoși, dar asta este. Voi mergeți în camp. Se bucură războinicii și ne revedem la Consiliul Tribal. Avem seară de consiliu și seară de duel eliminatoriu. Ne revedem curând, Națiune Survivor România. Foarte obosit, e foarte epuizat. Mâncăm brownie,
mâncăm mâncare, nici nu prea m-am uitat acolo ce e, pui sau salată, ce mai zicea domnul Dan acolo. Mă interesa, sincer să zic, brownie. Să vină recompensa, tati. Faza-i în felul următor, că eu dacă eu spun, da, atunci direct, și de ce? Pentru că după joc, să zicem că poate pierdeam. Da, da, da. Înțeleg? Eu după joc ziceam, bă, vezi că tu mergeai în loc să alergi. Și da, pe da, ca și reproș. Da. De ce nu mi-ai zis atunci? Ai dreptat. Nervii se spun pe moment. Exact. Nu, vă dați dreptate. Nu, chiar aveți dreptate, pentru că oricum rețin mai mult atunci când am și ori. Rețin mai mult apă. Vă deranjează dacă ce mi-ai spus? Nu, pe cine am luat. Chiar mă bucur că mi-ai spus. Lasă, păi, n-ai cum să taci, frate. N-ai cum să taci, mai ales la un punct pierdut și vreau să-mi fleacă toată lumea că la Survivor, frate, fată, băiat, trebuie să dai 100%. Bă, dar ce părere aveți de Ana Pal, frate, că pe mine acolo m-au spart ei cu explicația lor. Au făcut mișto de ea. Și acum i-au prezentat ca și cum, domne, noi făceam mișto de toți și am ajuns și la Ana Pal și i-au auzit când făceam mișto de ea. Nu, frate, să făceam mișto de ea, da, și despre ei nu. O văd pe Ciomac că de multe ori taci din gură, chiar dacă Zani îi spune multe lucruri. O văd retrasă și nu spune sută mie ce vrea ea să spună. Gen, e frică că ce? Pentru că este o războinică în echipa faimoșilor. Eu de multe ori o văd pe Ciomag foarte tăcută și retrasă. Nu știu de cine are ea teamă, dar poate dacă ar fi puțin mai puternică, poate n-ar fi în acest moment și poate Zani n-ar fi Dumnezeul ei, cumva. A fost o strategie pe care a văzut-o și am făcut și mi-a zis și acolo am înțeles-o. A dat cu vrăjeală ca și cum poate o să dea în Andrei, să credem noi că o să dea în Andrei ca să-l salvăm pe Andrei, să ne irosim dintele pe Andrei. Ei, dacă avea o strategie, aia a fost o vrăjeală. Doar vorbeau pe bancă lângă noi, să auzim noi. Poate o să ne iese ceva mai bine și poate o să dăm în cineva în care ei chiar țin la acea persoană, nu cineva de neinteres pentru faimoși. Și cei faimoși sunt Ștefi, Zani, DJ și Ana Porca. Pune tu, tăticule. Pune, regele nostru. Te-aș mânca. Ieri m-ați servit voi, azi vă servesc eu. Bă, ce paste bune. Am mâncat prima dată pudră. Ia bun, să vedem, mă, ce zice negresa asta. Pentru echipa noastră! Bubuiale! Și nu te teme, ai să vezi să noi printre sirene dincolo de noapte e zi cu războinicii! Îmi pare foarte rău pentru acel brownie. Și mie îmi pare rău pentru chiar mâncare. Îmi pare rău că am pierdut, nu știu. Dar nu cred că așa că, au fost să fie. Eu zic că așa o trebuie să se întâmple lucrurile. Era clar că era jocul nostru, era ștafeta noastră, nu a fost, nu trebuia să se ajungă la ștafetă în primul rând. Pui mei, asta e. Și răbucnirea pe care am avut-o a fost, nu că Andrei m-a enervat ce a spus. Eram eu frustrată pe mine că n-am fost în stare să iau mingile alea și să le arunc. Da, frustrarea așa mea și a lui Andrei, trebuie să înțelegi că nu e de acum. E da, de joc în joc, în care greșești la chestiile astea. Nu știu neapărat dacă o faci voluntar sau involuntar, dar clar te-ai întors gen împotriva mea. Cum? Dăm un exemplu. Adică, totul a început de la... Știi care e faza? Eu, când era Maria Lungu și am venit noi în echipa asta, ce ți-am zis eu? Bă, lasă-o pe Maria Lungu, da, că se vede că totul e fals. Și ai văzut. Apropie-te și tu de fetele astea. Da, și așa mai departe. Și nu m-am apropiat? Ba da, dar ideea este că eu, de exemplu, la masă, pe ei îi înțeleg, că ei nu mă cunosc. Și înțeleg, l-am înțeles și pe Zani și pe Tigi, ei toți mă bombardau.
a observat și Ana Pal. Adică pentru mine reacția lui Ana Pal, deci noi am fost dușmani, să-mi ia apărarea, am zis wow, wow. Adică e, s-a văzut clar de la masă că tu încerci să mă întorci împotriva lor sau să răsucești cuțitul în rană. Cum? Că aseară ai spus altceva, ai spus că în cazul care Alexandra, rămâne. Alexandra, eu vorbesc cu tine. Tu ai spus, hai Andrei, că se vede de la o poștă că tu nu mai ești cu noi, că tu o să fii cu ei. Și m-am uitat la tine și am zis, what? Până acum ai zis că ești cu echipa și acum când ți-a pus întrebările alea, spui că ești cu Ian, cu asta da. Nu se pupă. Competiția asta fiecare trebuie să luptă pentru el și nu ai cum să câștigi grația și încrederea echipei tale dând într-un om sau îndrăzind un om sau funcționând prin televizi fane. Eu am simțit doar că tu vrei să intri în grațiile lor, arătându-le că ești o adevărată faimoasă dând în mine. Și cum mă gândeam, adevărată băi, faimoasă? Nu. Așa am simțit eu, așa s-a văzut. Cu ce? Că am susținut echipa. Cu ce? Păi asta zic. Cu ce ți se pare că te-am îngropat eu pe tine? Îți zic acum. Dacă mi se pare că... Alexandra în tine, mi se pare că pur și simplu au fost niște întrebări pe care noi, faimoși, oricum le aveam în capul nostru și... Atunci da, dar ideea este la masă. Eu am simțit-o... Am avut o curiozitate pe care am lămurit-o. Dacă ți se pare că am ceva personal cu tine, dacă aveam ceva personal cu tine... Așa s-a văzut, astăzi reacția la fel a fost. Dacă aveam ceva, mă lași puțin să vorbesc, te rog. Dacă aveam ceva personal cu tine, nu te-aș fi ajutat niciodată. De fapt, eu, în general, n-am ceva personal cu nimeni. Am făcut șahmat, având în vedere că nu-și mai găsea cuvintele aseară. Și mă bucur din tot sufletul că s-a dat cărțile pe față. De fain a ieșit, nu? De nu-i place, nebunesc. O să-i placă. Bă, jur, mie îmi place de Ana Pal maxim. Și mie îmi place de ea. Nu, bă, nu știu, e așa, mie e așa de dragă. Și jur, am și zis... inocentă. Da, și am și zis, și dacă e cea mai bună, eu îmi doresc ca ea să rămână. Nu-mi pasă. Da, da, da. Jur, nu știu de ce, nu-mi pasă. A avut și o viață grea. Da, și se simte pe ea, și știi? Se simte. Și chiar... dacă e să fie votată, știi, să meargă mai departe. Ați geloasă pe lanțul sau... Nu. Să-l văd și oameni. Nu, vină încoace, că asta se murdărește. Nu, dar chiar e foarte frumos. Vă-l încoace! Întotdeauna pentru alții faci mai bine treaba decât pentru tine. Exact. Jur. Ia să vedem ăsta lui Iancu. Folosești ața aia? Cred că da. În oricare parte, el are o parte cu niște zinți. Uite, asta în spate și zinții ăștia în față. Vezi? Așa. Fiecare dimineață m-am trezit, aceeași întrebare ca de fiecare dată, nimic nou.
dimineața asta m-am trezit așa un pic răsfoli de sentimente, de gânduri, de idei. Nu nici nu e, a stat până pe la vreo 3. Uite ce a făcut Ștefan. Iancu, de când i-a oferit Ana acel coif, și-a dorit să își, să-i ofere și el un cadou. Și nu știa ce. Venea cu scoici de alea uriașe și zicea, fac din scoica asta un lanț. Și a zis, mă, omule, e fată, e femeie, o să-i stea frumos cu ceva finuț la gât. Dacă e să-i dai ceva, dă-i ceva care i-ar plăcea să-l poarte aici, în Dominicană. Auzi, am și o întrebare. Până la urmă, cum rămâne cu voturile? Cum votăm? Pe cine vrei tu? Voi ați vorbit, da. Votul comun. Eu nu știu nimic. Votul comun, vei zic tu sau Ciomag. Tu votezi ce simți. S-ar putea la vot să meargă la duel și 3, s-ar putea să meargă 2, s-ar putea să nu se întâmple nimic, s-ar putea să... Să unificăm. Sunt foarte multe variabile, de-aia nu am vorbit. Astăzi avem un consiliu la care, cu siguranță, după spusele și după atitudinile pe care le au colegii mei, eu sunt la votul merit. Lucrurile sunt simple. Dacă, adică tu votezi cum simți, eu votez cum simt. Adică singura strategie pe care eu aș putea să o fac este ca ei să salveze votul comun pe cine, ori pe tine, ori pe Alexandra, da. Și să intre următorul care e pe foaie. Tu, Ciomag și Andrei Ciobanu, nu veți fi judecați dacă vă gândiți să faceți ceva în interesul vostru. S-ar putea ca în seara asta la consiliu să fiu trimis la bilul final. Te-ai gândit deja la vot? Sau te întrebi pe noi ce să votezi? Ui. Eu v-am întrebat mai mult pentru că cu siguranță voi credeți că eu social aici nu sunt integrată cu voi și cu siguranță o să dați în folosul ăsta. Eu cred că doar ești în proces de. Nu că sunt în proces de, dar nu pot să am încredere în niște oameni pe care de vei am cunoscut. Clar. S-ar putea să fim 3, garantat o să fim 3, pentru că eu am alt vot. O să văd atunci la consiliu ce și ce se mai discută. În funcție de ce o să discute ei, o să votez și eu. Ce are frate, pepel? Dar ce au de la de cocos? Ce te spune? Au termosurile. Păi și l-o spălat, tot l-ola. Nu mai tot fetele spălat. Cine altcineva spăla? Stai mai puțin, eu beau. Păi cine altcineva spăla? Păi mă enervează și pe mine că comentez la fel. Nu trebuie să comentez, nu sunt vinovată. Înainte să spun ceva, trebuie să verifici dacă chiar e cineva vinovat. Păi aia zici, dacă nu ești vinovată, taci din gura, aia zici și el. Păi nu, dar nu-mi place ca să vii numai să spui spală fetele, zici că noi suntem aici sclave să nu mă spălăm în continuu. Dar când primiți, e bine, nu? Înainte când ai spus tu acolo că e murdar, l-a luat și a mers ea și l-a spălat. Și eu am venit doar să te sper, Iulie. Dacă o zici cu reintenție, nu o zici cu reintenție. Știu, dar a sunat urât. Bă, și era sunat urât că ți-am zis pe traseu să mergi? Un lucru în viața asta. Nu-mi place să vii cu tupeu să spui că noi trebuie să facem ceva. Cum ți-am zis, nu suntem mașină de spălat.
Cine? Ba, eu v-am înțeles. Eu de aia nu vreau să mai vorbesc, da, pentru că nu are de ce lumea să mă înțeleagă. Nu, tu nu vorbești, nu că ca înțeles tu. Robert, nu vorbești pentru că știi că lumea nu dă de state. S-au înțeles și o persoană nu e înțeleasă, de ce să mai vorbesc? De ce să mai dau din gură? In the dead of night, there's a distant light where we walk slow in the afterglow. We'll be burning bright. Orice se va întâmpla în seara asta la continuu, voi o voi accepta cu demnitate și voi încerca să vă păsta cum pot eu mai bine. We fly high. Într-un fel sau altul, trebuie să facem ceva ca veteranii ăștia care ei se dau mani veterani, să nu ajungă numai ei. Adică avem și noi drepturile. Bună seara, triburi! Bună seara! Bună seara, domnul Dan! Bine, ne revedem în Consiliul Tribal al săptămânii de Survivor. Un consiliu plin cu simboluri, ca de fiecare dată, simboluri dorite, totem. Colan. Mult dorite imunitate Consiliului Liniștit, mai puțin dorite toiagului Delea. Și vreau să spun bună seara întâi vouă, trib al războinicilor. Iancule, te văd de negru și m-ai atras atenția imediat. De ce All Black la All Stars? Bună seara, domnul Dan. Păi, Oana, înainte să plece, ne-a lăsat niște haine, ne-a lăsat lui Delea un tricou, mi-a lăsat și mie și tricou și pantalonii. Și am să mai schimb și eu ținuta, dacă tot, pentru că am tras de cămașa, era toată găurită, săraca. Am zis că poate îmi poartă și noroc dacă schimb costumația, cine știe. Dacă reușeam să fiu și eu full black. Ce ar însemna, Iancule, fii atent, noroc pentru tine în acest consiliu? Noroc pentru mine și pentru echipa mea în acest consiliu ar însemna să îi surprindem și noi puțin pe faimoși, la fel cum au făcut-o ei în nenumărate rânduri. Și chiar dacă ei se așteaptă la unele lucruri din partea noastră, eu tot cred că îi putem surprinde, chiar și cu armele pe masă. Ei până acum nu ne-au arătat armele, doar le-au scos și ne-au împușcat, ca să zic așa. Dani, știu că el... De fapt, sunt sigur că el s-a gândit la toate posibilitățile cum aș putea să folosesc eu acel simbol împotriva lor. Sunt sigur că și-a făcut toate filmele, și Zani, și TJ, și cred că au vorbit cu toată echipa, la fel cum au făcut și noi, de altfel. Și încă ei nu știu ce vom face noi cu acel simbol, cum de altfel nu știm nici noi. Zani, ce părere ai despre declarațiile lui Iancu? Mi-a plăcut de data asta declarația lui Iancu. N-am mai promis că într-un duel nu ai cum să promiți, că nu știi ce va face adversarul. Tu poți doar să spui cum ai și acum. Așteptăm, sperăm să-ți surprinde. Mi-a plăcut la nebunie. Ai fost bombă. M-a surprins cu declarația. E că n-am mai promis, domne, le dăm cu traseu un cap, domne, să vezi ce vă face. Că nu știi nici el exact ce va fi. Acum a fost conștient de faptul că s-ar putea ca lovitura lor să nu fie suficientă sau decisivă, sau ar putea și să fie. Ne putem asuma absolut orice lovitură, și cu stanga, și cu dreapta, și croșeu, și apărcat, și ficat, și low kick, orice. Ana Maria Pal, apropo de declarația ta că te simți câteodată marginalizată, mai valabilă
în seara asta și că n-ar fi corect ca tu să fii cea care intră la duel. M-am împăcat cu gândul ăsta, domnul Dan, și știu că mai înainte am spus că o să fac tot posibilul să iau eu colanul, dar n-a fost să fie pentru mine. Așa că o să stau la mâna lor. Rămânătă. Pe de altă parte, tribul al războinicilor, voi spuneți că chiar Ana Maria Pal poate să fie dură, ghimpe, chiar în sânul tribului ei, tribul faimoșilor. Cum e, Duli? Eu i-am spus Anei, mi se pare că e singura din echipa faimoșilor care are o coloană vertebrală, n-am zis nici aia bine, dar ați înțeles voi. Îmi place foarte mult de ea, e individuală, știe ce poate. Mi-ar place mai mult să vorbească mai mult și să spună 100% ce gândește, că mi se pare că e foarte gânditoare și are multe lucruri în capul ei, dar se reține foarte mult și nu le spune. Să ai mai mult tupeu și să ai mai multă încredere în tine, chiar ești puternică rău de tot. Îmi place și de tine aici, chiar dacă ești o adversară, cred că mie îmi place să mă lupt cu cei mai buni. Cred că intru altfel și eu pe traseu, chiar dacă nu sunt cea mai bună. Când intru cu cea mai bună, mă ambiționez altfel și poate trag eu mai mult de mine. Așa că sper să lupți dacă e să mergi la duel și să ajungi mai departe și sper să ne mai vedem pe traseu. Andrei, te văd gânditor, un consiliu tribal cu foarte multe variabile. Cum vezi acest moment pentru tine? Domnul Dan, cred că este cel mai greu moment din Survivor, în momentul când realizez, practic, că asta e competiția. Brânile de la mâini și de la picioare arată că îmi dau sufletul și tot ce pot pentru echipa asta. În momentul de față am înțeles și cumva am acceptat această situație, pentru că eu nu fac decât să mă pun în locul oamenilor. Și am venit în această echipă și am văzut foarte uniți, dar în același timp și foarte transparenți și foarte pe față. Și am respectat acest lucru la ei. Înțeleg că sunt veterani, înțeleg că la o eventuală unificare sau poate individuale au mai multă încredere în ei decât pot avea în mine și este absolut normal. Cumva sunt la mijloc și cumva în momentul de față mă simt victimă colaterală. Știu că sunt bun în competiția asta și sunt pregătit oricând să merg la duel. Chiar e greu la Survivor și cumva nu o să-i acuz niciodată. Știu că am legat foarte multe prietenii acolo. Știu că sunt oameni care nu mă înghit și este și normal. Sunt în postura adversarului și trebuie să-i și enervez. Trebuie să le iau și punctele. Nu o să mă bazez niciodată pe o prietenie de acasă, pentru că în concursul ăsta nu prea așa are loc prietenia. Fiecare joacă concursul cum știe mai bine. Fiecare poate gândi pentru echipa lui sau individual, pentru că toți vrem să supraviețuim până la capăt. Nu știu ce se va întâmpla. Cumva sunt... știu că sunt la mâna lor în momentul de față. Ei au asul din mânecă. Asta este, asta e viața. O să mă duc demn, mă duc la duel dacă e să merg. Planul meu este să votez astfel încât să mă salvez eu cumva, dacă aș putea. Depinde de ce o să facă ei. Cam asta va fi decizia. Acum o să vedem. Vom trăi și vom vedea. Sorina, cum simți toată dinamica? Ce se întâmplă? Mie place tare de tot. Pentru mine e frumos la Survivor. Pentru unii din noi e superb, e frumos rău. Pentru alții care e greu, nu știu ce să zic, că tot aud vorba asta. Îmi place foarte mult ce se întâmplă acum în Consiliu. În Consiliu trecut s-a întâmplat o chestie din renumitul film Wanted. S-a tras un glonț, a tras fratele meu Zani un glonț, care cumva a părut că ne-a nimerit, dar și-a dat un efect așa și a venit. Dar s-a dus pe lângă noi și cam lovește. Adică nu ne convine ce. Cel mai frumos film. Cel mai frumos film posibil. Am auzit niște vorbe dincolo, cum că unii nu se înghit pe alții sau ceva de genul. Nu cred că este vorba de așa ceva aici. Probabil bătea în mine Andrei. Eu n-am nicio treabă cu el personal. Mi s-a părut că a fost... Bro. Nu, ok. Mi s-a părut că a fost invers, ca să înțeleagă el. Eu n-am nimic cu el. Și am mai zis o chestie, cum că aici nu se leagă prietenii, eu zic că se și leagă prietenii, dar mă refer la prietenia atât... mea cu Iancu, strict da, cu Iancu. Păi asta, fix asta vreau să vorbesc. Mai rău de atât este, și nu vreau să vorbesc în numele altora, dar unii sunt la un pas de a încheia prietenii pe care le aveau acasă.
În rest, ce să zic, un consiliu frumos pentru noi, liniște. Sperăm să ne ducem așa în continuare și sunt tare, tare curios de deznodământul din această seară. Eu am avut o strategie, am tot gândit-o. Eu eram cam singurul și cu Robert contra celorlalți, ei aveau o altă strategie, dar în seara asta vedem, decidem cu toți și cine decide, majoritatea decide, suntem împăcați cu tot ce se va întâmpla. Ana Porgras, spuneai la un moment dat că toată această situație în jurul Anei Maria Pal e o situație incomodă și pentru ea și pentru voi. Cum vezi acum situația? Nu am să aminte că eu am simbolul ăsta. Mi-a mai făcut ceva și pentru Ana Pal, ceea ce se dăruiesc acum. Sper să-ți placă, mai mult l-a făcut Ștefa, dar din partea amândurilor. Survivor All Stars revine. Activează modul aventură. Emisiune sponsorizată de Betano. Povestea ta se scrie acasă, atunci când ai nevoie de un sanctuar personal sau de o îmbrățișare într-un ambient plin de iubire și căldură, dar și atunci când petreci momente de sărbătoare cu cei dragi. Descoperă linii fine și finisaje impecabile realizate cu măiestrie din lemn masiv. Rustic Boutique, magazinul tău de mobilă. Activează modul Betano Casino. Betano. Jocul începe acum. My memory of springtime is playing in the flower fields as a kid. Life. Blooming life. The first butterflies coming out and the fragrance of the roses were so beautiful. Norocul să mă uită și la fața unui. Domnul Serghei, sunteți gata de masaj? Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Joacă relaxat pe player.ro. Dai o gheară, iei cu două. Familia Luțescu se mută la XXX Lutz. Ador noua noastră casă. Și tot mobilierul frumos. Dar mai ales ce-mi văd ochii. Între 25 martie și 7 aprilie la XXX Lutz beneficiați de reduceri de până la 25% la living, mic mobilier, covoare și lămpi. Spre descoperirea corpului uman, o colecție fantastică. Află cum funcționează corpul nostru și construiește bucată cu bucată un schelet înalt de 1,10 m. E ușor de realizat și distractiv. Chiar acum la chioșcuri, primul număr la doar 4,99 lei. Momente de neuitat și colecția de primăvară de la 129,99 lei. C&A. Superbet, viteza plății e la un super nivel. Superbet, fii super. Ladies and gentlemen, I present to you bake rolls. Thin slices of bread double baked in the oven, available in salt, garlic, sour cream and onion. Pizza? Pizza. Să înceapă joaca! La Lidl ai ladă de nisip la doar 249 lei, masă cu băncuțe din lemn la numai 179 lei și trotinetă din aluminiu la doar 199 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! Dulcolax activează cu blândețe tranzitul intestinal și restabilește ritmul natural peste noapte. Dulcolax. Ziua e bună fără constipație. Experiențele care te fac să fii tu contează la Mac. Așa că hai în echipă și înveți restul alături de noi. Fără experiență nu e niciun stres. Plin de experiențe sunt în drumul spre succes. Dar fără experiență nu e nicio problemă. McDonald's crede în tine chiar și pleacă. Credem în tinerii din România. Iluminare vizibilă pe tonul meu. Serumul cu vitamina C de la Garnier. Este un mix de ingrediente active. Un serum cu multiple efecte benefice pentru ten. E wow! De ce insist pe zona asta? Reduce petele pigmentare. Tenul e luminos și netez. Serum de iluminare cu vitamina C de la Garnier. Natural.
animalul meu de companie. Eu mă joc, el crește. Și în timp ce crește, adun premii pe wintu.ro. Nu un premiu sau două, ci până la 90.000. Pe Wintu câștigi și tu. Te trezești dimineața și nu te simți bine în pielea ta? Hainele par mai mici și inelul te strânge? Acestea pot fi cauzate de excesul de apă din organism. Din fericire, eu am găsit Apuretin Slim la farmacie. Ingredientele Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă din organism și la menținerea greutății corporale normale. Apuretin Slim. Fii mândră de corpul tău! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Why do we only celebrate the big milestones in life? You know, this sort of thing. But what about ending a long shift? You want to know what a real milestone looks like? They usually look like this. Gentleman Jack. Ce s-a întâmplat cu tipul ăla cool? Ăla de la care luai cele mai tari casete. Cu freza aia crazy. Pardon, Marfă. A devenit taică tu. Ai mâncat și tu ceva? Hai că tocul ai rămas. Scuze. Beton. Mini prăjitura casei de la Alca. Ia cei mai cool de acasă. Hei tu! Fie că-ți începi ziua cu un castron plin, o lingură plină sau cu mâinile pline, ai un Alpro delicios vegetal fără zahăr. Mic dejun pe gustul tău. Alpro. Atât de vegetal, atât de delicios. Când meciul începe în 5 minute și tensiunea în sufragerie crește. Când Andra e destul de mare pentru primul ei smartphone. Când vrei să fii singur și totuși să rămâi conectat. Când îți place și culoarea și prețul. Când vrei ca lucrurile să se rezolve fără să ieși din casă. Când ai nevoie să știi ce-i pe acasă, chiar și când nu ești acolo. Când vrei ca afacerea ta să fie în siguranță și conectată la nou. Când nu mai poți face nimic pentru telefonul tău, dar poți face ceva pentru planetă. Orange e aici. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Crezut că am văzut tot în materie de dans sezonul ăsta. Aviz amatorilor în frunză. Ce, mă? Aole, doamne, ce demens. Ori mi te închizi la cămașă, ori... Oh! Ai șase de da! Abar n-am avut despre ce-i vorba aici. O să zic că lumea cam nebunii, mă, pe cuvânt. O să zic că, mă... Acum îl face contratenor. Românii au talent. Mâine la Pro TV și cu o săptămână înainte pe Voio. Vrei să fii următorul Masterchef România? Show-ul care a făcut din farfurie plating și din shorts cel mai râvnit trofeu se întoarce. Masterchef România. Aici se scrie istoria. Înscrie-te și tu într-un sezon mai așteptat ca niciodată. Prinde gustul competiției. Ăsta-i show-ul. Asta-i televiziunea. Masterchef. Hai să-ți iei shorts-ul de la Pro TV. Să mai jucăm încă o dată pentru România e un vis. Hai să-l trăim împreună cu ochii deschiși la Pro TV. Pe 25 mai, generația de aur, meciul de adio. În direct la Pro TV și pe Voio. El amor nace, crece, cambia. El amor duele. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. ¿Qué es lo que tiene que decir acerca del video que circula en redes sociales? Gustul înfrângerii, o miniserie captivantă. Premiera 6 aprilie, acasă. Rămâi în modul aventură. Emisiunea continuă. Emisiune sponsorizată de Betano. Ana Porgras, spuneai la un moment dat că toată această situație în jurul Anei Maria Pal e o situație incomodă și pentru ea și pentru voi. Cum vezi acum situația? Domnul Dan, Ana Maria a intrat în competiția asta. Nu știam nimic despre ea. Ne-a demonstrat că este o foarte bună sportivă. Pe traseu se descurcă de minune. Însă... aș spune că nu s-a integrat foarte bine. Nu și-a dorit să se integreze foarte bine. Acum ea poate să ne spună de ce se întâmplă treaba asta.
Sper din suflet să consiliul ăsta să se întâmple exact ce trebuie să se întâmple și să rămână în competiția asta cine merită să rămână. Atât. Ana Maria, simți să spui ceva? Nu, lăs așa momentan, pentru că, în primul rând, nu e vorba că nu m-am integrat eu. Te simți dată la o parte, Ana Maria? Nu ești inclusă la mese, de exemplu, la mese? La discuții. Nu e neapărat, că eu oricum mănânc înaintea lor, pentru că mie când mi se face foame, atunci îmi fac și mănânc. Ei mănâncă probabil puțin mai târziu, pentru că mai mult stau prin pădure decât să stea la cortul lor. Cam asta e situația. Și în timp ce ei stau prin pădure, eu îmi fac de mâncare și mănânc, că nu stau să-i aștept pe ei. Și normal că ei se pun la masă, mănâncă, vorbesc și îmi văd de treaba mea, ori mă odihnesc, ori fac altceva. Cam asta e situația. Nu că nu m-am integrat eu. Ține și de ei, probabil ține și de mine. Cam asta e situația. TJ. Ana Pal a spus în fața tuturor că e greu să integrezi, acum la Consiliu spune că s-a integrat. La toți le drag de Ana Pal, când este Ana Pal cea funny, ne cântă, glume, vorbește cu noi, dar nu ne place când stă retrasă, când nu vrea să se integreze intenționat, că nu-i convine că e posibil să fie nominalizată la Consiliu. Dacă așa e jocul și știi că ai venit de câteva săptămâni, o lună, să zicem, și n-ai fost la început și n-ai ajutat cu baraca și automat că e posibil să fii una din cele nominalizate și din cauza aia automat schimbă vibe-ul, se schimbă comunicarea, se oprește comunicarea. Dacă noi stăm și facem glume în pădure seara și ea își aude numele, crede că noi avem ceva cu ea. Nu, facem glume și de Zani, piticul urât, facem glume și de Andrei și de mine. Dar râdem împreună că nu avem altceva. Despre ce să vorbim? Despre ce? Că nu avem televizor, nu avem nimic altceva. Vorbim unul de altul, râdem de jocuri, de cum am aruncat la finalizare, cum mai râdem și de ea, că așa e normal. De reacțiile mele. De reacțiile tale, dar nu facem cu răutate, cu umilință. Nu facem ca să te facem să asta te înjosim. Asta te deranjează, Ana Maria, nu? Da, o deranjează. Faza e că în ziua aia nu a fost nimic de făcut. Eu am vrut să stau liniștită. Faza e că a fost dimineață, s-a vorbit în timp ce Ana era plecată la să-și facă remeneul, încă n-a ajunsese, și s-a stabilit să vorbească în ghilimele dacă s-ar întâmpla să ajungem la vot, ce ai vota, cum ai vota și un alta. Și eu am spus că s-ar putea să o votez pe Ana, pentru că până în prezent este accidentată și când va veni, nu o să fie cum a fost înainte, nu o să dea randamentul care s-a dat. Fără să știm rezultatele. Da, bine, fără așteptam, dar asta s-a vorbit așa, nu că, vai, că asta facem și asta o să facă. După a venit Ana și Ana a vrut detalii că de ce am vorbit-o, că de ce a fost așa, că să-i dau explicații că s-a vorbit în lipsa ei. Eu doar mi-am auzit numele. În momentul în care am ajuns pe insulă, am auzit că Ana a vorbit despre mine și mi-ar fi plăcut foarte tare să-mi spună toate lucrurile pe care le-a spus în lipsa mea, să le spună și de față cu mine. Atât am vrut. Atât. Ștefania și Iancu, azi pe țărmul Mării Caraibilor, ați adunat scoici. Și cred că ar fi frumos să ne aducem aminte de asta. Astăzi mers să căutăm scoici, să ne facem lănțișoare și tot felul și între timp am adus aminte că eu am simbolul ăsta și l-am de mult și sfoara era cam deteriorată. Tot Ștefania m-a ajutat să eu schimb și mi-a mai făcut ceva și pentru Ana Pal, ceea ce o să-i dăruiesc acum. Sper să-ți placă mai mult l-a făcut Ștefa, dar din partea amândurora. Mulțumesc. Mulțumesc, Ștefi. Pe cere. A fost un teaser, un intro, un short movie, n-o să știm niciodată. A fost stupefacție pentru câteva secunde, într-adevăr. Ana Maria Pal, iată ce surpriză, nu? Cum primești acest cadou?
super fain, chiar îmi place. Eu am crezut că e brățarul, am vrut să o pun pe mână. Și mi-a spus că e colier și așa că am pus-o la gând. Mulțumesc frumos. Plăcerea. Crezi că îți va purta noroc? Cred că da, sper că da. Sper că da. Bun. La pieptul altei faimoase este un colan de imunitate personală. Ștefi, cum e acest consiliu tribal pentru tine? Chiar dacă am colanul de imunitate, și pentru mine e un consiliu destul de tensionat, pentru că sunt foarte curioasă cum o să decurgă lucrurile. Am stat, am analizat, aștept să văd ce fac războinicii cu dintele, dacă o să-l folosească, că e și posibilitatea să nu-l folosească acum. În rest, aștept să văd ce se întâmplă, domnule, dar nu mai am răbdare. Tribal faimoșilor, a sosit momentul să votați. Andrei, poți merge primul. Wow. Următoarea persoană pe care, următorul concurent pe care vreau să-l votez, îl votez, nu mi-aș dori să plece acasă, sincer, dar îl votez strict din punct de vedere strategic. E singurul lucru pe care eu pot să-l fac real ca să rămân în competiția asta sau să mă ajute la un duel, dacă o să folosească războinicii simbolul și o să salveze pe cineva. Îmi pare rău, dar cam asta e competiția. Ana Porgras. În această seară o voi nominaliza pe Ana Pal, pentru că mi se pare că nu s-a integrat în această, în această competiție, iar din punct de vedere sportiv, da, aduce puncte, dar nu este un survivor complet. Are o grămadă de frici, cum ar fi apa, cum ar fi înălțimea, așa că din punctul meu de vedere nu este locul ei aici, iar să nu uităm de loialitate, la care se ține foarte mult în această echipă. Napală sau Ciomag? Cred că mai slabă sportiv e Ciomag. Deși mi-e dragă și Ciomag și Napală.
Păi și dacă o să-l folosească și o să intre automat două, o să mai trimit eu a treia persoană. Printre veterani trebuie să ne facem și noi carne de tun. Un loc al nostru și ia una în considerare și accidentarea. Mulțumesc. Să ască clientul aia de goli. Are o goli. Și vrea să se lovească cât mai repede, nu vrea să aștepte. Dar nu e după. Nu e după. Dacă îi zice și echipa, cred că de-aia a făcut mișcarea asta acum cu polierul, că vrea să facă ceva și nu se aibă ce să facă. Tribul a vorbit. Și mai am de adresat o întrebare. Are cineva ceva de spus în acest moment? Domnul Dan, aș vrea să mai spun eu ceva. În legătură cu lănțișorul pe care l-am dat a Nepal, spre rușinea mea, eu n-am contribuit deloc la facerea lui. Ștefa a găsit scoica, Ștefa l-am plătit. Cadoul meu pentru Ana Pal de-abia acum vine. Simbolul imunității ascunse, acum revelat, prezent la Iancu, merge la Ana Maria Pal. Ana Pal, tu poți folosi acest simbol pentru a te salva. El a fost de altfel folosit pentru a te salva. Chiar le mulțumesc războinicilor. Ca și... să te pot salva, trebuie să mi-l dai mie, ca și data trecută să intre... I-am zis că rămân cu el la gât, știi? Sau... Atât îți spun, dacă ții cu echipa faimoșilor. Tu îl lași echipei, s-ar putea să treci de duel și să-l folosim săptămâna viitoare să dăm un glonț mai puternic în partea stângă. Fii atentă! Ori riști acum... Ana, e pentru tine! Ori riști acum și împușcăm săptămâna viitoare, ori, ori te salvezi acum și soarta faimoșilor e în decizia ta de acum. Stai-mă un pic. Ana, stai-mă puțin. Domnul Dan, simbolul ăsta e pentru Ana Pal, pentru că vreau imunitate pentru Ana Pal. Decizia, ca și data trecută, a fost să o salvăm pe Ana Maria Pal. Gestul n-a fost făcut până la capăt. Gestul n-a fost făcut până la capăt. Doi pași în plus anulează orice spectacol. E pentru ea. Doi pași în plus anulează orice spectacol. Nu i l-ai dat ei. Ana Maria Pal, pentru ea. Nu i l-a dat ei. Cum simți acest gest făcut de tribul războinicilor prin Iancu direct și nemijlocit la tine? Sinceră să fiu, o să mă ridic în picioare și o să le spun că le mulțumesc. Os! Și mi-au trecut și emoțiile momentan. Am avut mari emoții. Gata, ai fost la doi, ai câștigat, bravo. Deci Ana Maria Pal, o mai spunem o dată ca să fie clar, a imunitate conferită de simbolul imunității. Pasat!
de la Iancu, chiar dacă se află numele tău aici. Tribul a vorbit și deschidem urna și vedem cine se află aici. În număr mai mare, vom vedea de altfel care sunt voturile voastre, faimoși. Iar primul vot în această seară, și o să deschidem toate voturile, primul vot este exprimat pentru Ana Pal. Un vot Ana Pal. Reamintim, ea este salvată de simbolul imunității oferit de Iancu. Ana Pal. Inimioară. Următorul vot este pentru Ana Porgras. Eligibilă pentru duel, Ana Porgras. Un vot Ana Porgras. Astea sunt, practic, în momentul acesta, voturile. Următorul vot este pentru Ana Pal. Un vot Ana Porgras. Imunitate pentru Ana Pal. Următorul vot este pentru Ana Porgras. Două voturi Ana Porgras. Ce a votat Ana Porgras? Ce a votat Ana Porgras? Eu am votat cu Ana Porgras și sigur Ana. Serios? Următorul vot. Ciomag, Alexandra. Două voturi Ana Porgras, un vot Alexandra Ciomag. Ultimul vot din urmă. Vedem imediat Ana Porgras, Alexandra Cioman sau oricare altul dintre voi în afară de Ștefania Stănin. Survivor All Stars revine. Activează modul aventură. Emisiune sponsorizată de Betano. Grijă de pielea întregii familii și împreună cu Bepanten Unguent susține spitalul de copii construit de Dăruiește Viață. Bepanten. Cred că azi e ziua. Serios? Dacă e o căsătorie deschisă, de ce nu? Alu! Grătaru! Îmblânzește-ți gândurile acide. Poftă! S-a ars. Aquavia. Fii mai alcalin. Îndrăgostește-te, dar nu așa. Îndrăgostește-te Lulea. Gândiți-vă la mâine, la o lume doar pentru tine și pentru ea. Nu înceta să-ți faci planuri pentru un viitor mai bun, în care vom investi 11 miliarde de euro până în 2030. OMV Petrom. Refresh the everyday with Mentos gum. Yes to fresh. Pe conticazino.ro. Toate merg ca pe roate când ai My Project aproape. Din 27 martie la Kaufland găsești puse de scaun auto la doar 99,99 de lei și cric hidraulic la doar 199 de lei. Kaufland. Nu știu de ce vine lumea aici atât de liniște. Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good. Eu sunt Fortuna, zeița norocului. Și acum sunt mereu lângă tine. Pentru că ești norocos când te simți norocos. Fortuna, norocul mereu lângă tine.
La Profi găsești o mulțime de oferte. Acum ai cartofi albi noi la 3,15 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici. Susține echilibrul microflorei intestinale afectată de tratamentul cu antibiotice. Ia Eubiotic la orice antibiotic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. We'll get there. With all the filming I do here, I've become an expert on Prague. And I've learned that the people here are pretty demanding about their beer. There's one thing I can't figure out, though. How to star a prominent craft, an exquisitely balanced beer. We'll get there. Ziceam că vrem și noi să roadem la Ciolan. Ciolan sau orice-ți trebuie prin casă, pentru că doar pe Taz, în martie, ai un voucher de 20 de lei la Kaufland folosind codul Kaufland20. Descarcă acum Taz și fă-ți cumpărăturile rapid. Nu îmi lipsește nimic, poate doar reflexii. Ah, argint! Ia gata, nu tu argint, nu tu usturoi, vreau să mă văd în oglindă. Ia vino mă încoa. Cred că am găsit soluția, însă nu și omul potrivit. Muritorule, am nevoie de un corp nou. Arată-mi Vladul din tine. Intră pe eusumvlad.ro și află mai multe. Experiențele bune, distracție pe bune. Și mai aveți ceva? Care-i fost semagul meu? Am făcut-o în numele științei! Nu rata ultimele ore de Crazy Days! Ai sute de mii de oferte pentru orice idei bune și nebune! Ia-ți televizor Smart TCL la doar 1299 lei, EMAG! Laboratoarele dermatologice Aven creează Hyaluron Activ B3, concentrată în acid hialuronic și niacinamidă. Hyaluron Activ B3, disponibilă în farmacii. Când jocurile par făcute, el nu se dă bătut. El e tipul care își joacă șansa la alt nivel. Părea un duel ușor pentru ei. Dar el a punctat. Punctat, punctat și a câștigat. Cu noile mecanici punctezi rapid în fiecare turneu Max Blitz și poți intra în cursa pentru marele premiu. Maxbet.ro. Merge, da? Eu, Napoleon, proclam libertate, egalitate, Bonaparte, fiule! Bonul de weekend devine voucher cu 20% reducere în hipermarket și lângă tine în Carrefour Market, la toată gama de ciocolată și cutii cu bomboane de ciocolată, dar și la toată gama de cărți, jucării și ciclism. Carrefour. Antrenament, disciplină, consecvență. Un moment Toto. Toto Gaming, destinația campionilor. Dacă ți se face foame la serviciu cu prietenii sau familia, intră în lumea gastronomică de pe Glovo. Mâncare sănătoasă, locală, asiatică și multe altele. Cu promoții zilnice de până la 50% reducere. Descarcă Glovo, comandă mâncare, cumpărături sau orice dorești. Și noi livrăm rapid. Descoperă în Lux Botanicals. Răsfață-ți simțurile cu parfumul florilor exotice și puterea uleiurilor naturale. Puterea naturii în îngrijirea ta zilnică. Încearcă Lux Botanicals. El este dacă. Dacă este precaut. Iar el este parcă. Parcă e mereu spontan. Fie că previi ca dacă sau tratezi ca parcă, la diaree, pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Oh, breakdance! Mi-am crezut că am văzut tot în materie de dans sezonul ăsta. Aviz amatorilor în frunză. Ce mă? Aole, doamne, ce demens! Ori mi te închizi la cămașă, ori... Oh! Ai șase de da! Abar n-am avut despre ce vorba aici. O să zic că lumea ca un nebuni, mă, pe cuvânt. O să zic că, mă... Acum îl face contratenor. Românii au talent. Mâine la Pro TV și cu o săptămână înainte pe Voio. Activează distracția la Românii au talent. Emisiune sponsorizată de Betano. I made a promise to protect her. He did the same. What'd you say? Godzilla. We gotta stop Godzilla. This is our only chance. We need Kong. The world needs him.
Godzilla vs. Kong. Premiera sâmbătă la ProTV. Guns don't kill people. People kill people. We're in the middle of a damn war. Hey, kill my boy. Even fake wars have casualties. That was a mistake. You sound nervous. May I suggest acupuncture? Jet Li. Ran off with the boss's daughter to a monkey wrenching program. Sorry, Romeo, but you gotta die. Să moară Romeo. Sâmbătă la ProTV. Un om cu inima curată a dat liniștea pe dragoste adevărată. Vezi? Mi-a suat. Putinte doar domnul. Ce-a urmat e complicat. Hei, alo! Ce nu ai mă faci, mă? Pavel Bartoș. Smiley. Bine, faci un preț? Ce preț? Să facem mult aici. Andreea Vasile. Vrei să vezi București surat? Da. Da. Ramon. Om sau super-om? Comedia românească e pe Voio. Abonează-te acum! Rămâi în modul aventură. Emisiunea continuă. Emisiune sponsorizată de Betano. Mergem mai departe și e ultimul vot din urnă. Tu te duci la duel cu... O să vedem imediat Ana Porgras, Alexandra Cioman sau oricare altul dintre voi în afară de Ștefania Stănin. Care poate fi un vot decisiv. Ceea ce înseamnă că cu Ana Palimună erau 4 voturi în jurul ei, cu 2 voturi Ana Porgras, un vot Alexandra Ciomag. Andreescu. Primul concurent care intră la duel este Ana Porgras, duel eliminatoriu, prima protagonistă a acestui duel în această seară. Din partea tribului votul la grup. Ana Porgras, cum e perspectiva asta, această situație nouă, inedită? Da, domnule, dar mă așteptam. Noi am luat cartea și am întors-o pe toate direcțiile, pe toate părțile, am luat toate posibilitățile din lume. Și asta, ce se întâmplă acum, era una dintre posibilități. Eu sunt încrezătoare în mine. Eu știu exact ce pot să fac. Asta nu înseamnă că plec din competiție. Asta mă duc la un duel, mă duc să lupt până la ultima picătură. Dacă e să plec acasă, plec cu fruntea sus. Dacă e să rămân în competiție, asta voi lupta în continuare la fel de mult cum am făcut-o până acum. Cert este că nu-mi doresc în momentul ăsta să părăsesc competiția Survivor. Perfect, astea sunt declarațiile cele mai importante. Zani, la tine veneam. Am vorbit în baracă și le-am spus, posibilități sunt multe, însă luați în vedere, și am spus lui Ciomag, lui Andrei Ciobanu și Anei Pal, nu veți fi judecați dacă faceți niște voturi în favoarea voastră. Și asta le-am spus, linia dreptății este a noastră, o să meargă la fel, voi dacă, Ianis Anei Pal, nu vei fi judecată dacă tu faci un vot așa cum nu vrem noi, ca să -ți salvezi pielea, mâine nu te trag la răspundere. Și le-am spus, puteți face orice, de aceea eu azi am votat Ciomag la votul de grup. Și pentru că Sportivia mi se pare mult mai rapidă decât Ciomag. Dar și pentru că le-am zis, luați în vedere, noi nu am influențat niciun vot. Când s-a zis să discutăm cu Ana Pal ce să voteze, am spus, nu vă băgați, discutați așa cum, votați cum simțiți, ca să nu zică ăștia că facem noi legea. Și mai devreme m-a întrebat de ce am votat Ciomag, acum ai aflat de ce am votat Ciomag. Ce trebuie să aflăm? Cine este al doilea concurent care intră la duel? Cine se va lupta? Ana Porgras. Iar răspunsul ni-l va oferi Ștefi. Da, domnul Dan,
Sincer, am foarte mari emoții. Am foarte mari emoții că o văd pe Ana în stânga mea la nominalizare. Dar nominalizarea mea de colan o să fie, cumva, cred, o nominalizare colectivă pe care o să o comunic eu din punctul meu de vedere. Noi, de când suntem echipa faimoșilor, am votat din punct de vedere sportiv și asta voi face și în seara asta. Este clar că în momentul de față sunt trei băieți, așa că nu o să nominalizez un băiat. O să nominalizez pe Alexandra, care, sincer, mi este foarte dragă și îmi pare rău că nu, sezonul trecut nu am putut să creez o legătură așa de frumoasă cum am creat-o sezonul ăsta. Chiar mi-e foarte dragă și cu siguranță când o să ajungem acasă o să facem multe chestii împreună. Dar acum urmează un duel și baftă! Mulțumim! Alexandra Ciomag? Domnul Dan, eu mă aștept la oricare imunitate pierdută să fiu nominalizată. Știu în ce m-am băgat, este Survivor, nu mai este nimic surprinzător. Îmi lupt șansa, vreau să-mi câștig șansa și să rămân în competiție. Nu mai vreau să plec acasă cum voiam acum o lună și puțin. A început să-mi placă din nou, să fiu în febra jocului și sper din tot sufletul să rămân aici, alături de ei. Andrei Ciobanu, am văzut o sfântă cruce făcută. Putea să fie... Și am o întrebare. Te rog. Andrei, ți era frică să mergi cu mine la niciodată, duel? Niciodată. Mai ales cu tine. Nu, no? Niciodată. Nu. No. Nu, că... nu mi-era frică să merg cu... Înseamnă cu mine ți-e frică, Andrei. Că se poate întâmpla orice. Sunt atunci cu Ana. Ți era frică, no, ți-e recunoaște. Mi-era frică să nu plec acasă. Asta e clar, toată lumea. Că orice se poate... Am fost de atâtea ori la dueluri ca spectator și am văzut că orice se poate întâmpla. Poți să ai calități extraordinare sportive. Sunt conștient de puterea mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și că am trecut. Nu știu dacă poate înțelege cineva prin ce am trecut și câte emoții, câte lucruri au fost în capul meu. Nu știu, îs bucuros că încă sunt aici în competiție și că o să fie bine. Roșu. Eu cred că formula de joc ideală pentru roșu noi... Roșu până la capăt. Roșu până la capăt, da. Formula ideală pentru noi este 3-3 și cred că va fi extraordinar. Am și spus-o acolo, am votat Ana Porgras. Din punct de vedere strategic, era singura mea speranță să nu fiu eu la vot, dar am specificat, nu îmi doresc să plece Ana Porgras, pentru că este foarte bună sportivă. Am specificat lucrul ăsta și îl susțin în continuare. Dar nu am ce să fac, asta e competiția. Este și strategie, este și sportivitate și este și Dumnezeu. Trib al războinicilor, vă întreb în plen, în grup, în trib, mulțumiți, satisfăcuți de rezultatul acestei seri de Consiliu? Domnul Dan, vreau să spun doar că noi războinicii am hotărât să jucăm cu toate armele pe care le avem la îndemână, cât va ține acest joc Survivor. Vom juca jocul ca atare. Ce avem la îndemână? Să destabilizăm faimoșii, să-i trimitem acasă, vom folosi absolut tot, pentru că ei nu ne-au iertat de câte ori ne-ar prinde. Așa că, de-abia acum începe jocul cu adevărat dur și psihologic. Showtime! Showtime, cum zice Delea, deci urmează să vedeți războinici. Noi mergem cu faimoșii la duel. Punct averajul cel mai mare la fete și în general cel mai mare, Ana Porgras. Rata de creștere cea mai mare din punct de vedere al punctelor, Alexandra Ciomag, la un anumit moment intră în arenă. Intră la duelul eliminatori. Alexandra a scăpat de un duel. Ana, desigur, și ea de multe. Ne vedem la duel cu voi, faimoși războinici. Mergeți în tabără, pentru că urmează un duel eliminatoriu de proporții epice și ne repetăm imediat Națiunea Survivor România cu partea roșie.
Bună seara, Ana, bună seara, Alexandra. Ei, faimoșii 5 la număr, vă vor privi, vă vor încuraja, poate vocal și cum vă știu la fel. O să fiți și acum pe amândouă, da? Și pe Ana și pe Alexandra. Ce aveți de făcut? În spatele vostru se află ceea ce voi, chiar în formula asta, erai deja, Alexandra, la, și Andrei, la Tribul Faimoșilor, plăci ceramice de spart cu proiectile. Până aici e la fel. E bine, de data asta sunt 9, nu 6 cum au fost. Peretele conține 9, dispuse 3 și 3, da? Iar spargerea acestor plăci ceramice o să o faceți cu, prin intermediul unei praștii cu acele proiectile de pe mese. Sunt două mese circulare cu câte 12 proiectile. Deci 24 de fiecare. Partea roșie, Ana Porgras, partea albastră, Alexandra Ciomag. Deplasarea la și de la aceste măsuțe se va face exclusiv pe această bârnă. Bârna este marcată. În situația în care cădeți înainte de marcaj, sunt două marcaje față-spate, cel mai avansat, cel mai depărtat de voi, trebuie să o luați de la capăt. Dacă e să cădeți după acel marcaj, continuați mai departe. În frenezia jocului am să vă opresc și eu, dacă este cazul, sau, evident, veți efectua regulamentar și nu va fi nevoie. Începem prin proiectile de la masa cea mai îndepărtată. Da? Două. Iarăși o chestie foarte importantă. Două proiectile pe aceste două bârne plasate în dispozitiv, trasă praștia și sparte plăcile ceramice. În situația în care una dintre plăci este crăpată doar și cu o altă lovitură loviți peretele de sprijin și placa merge la sol, este bun spartă, bun pusă la sol. Deci nu avem treabă cu ea, da? Asta e o chestie importantă. Apoi, dacă din energia acestor trageri se duc proiectile în jungla din spate și să spunem că rămâneți fără, undeva în capăt, da, vă așteaptă alte grămăjoare cu bile galbene cu un marcaj negru pentru tine, Ana, galbene fără niciun marcaj pentru tine, Alexandra. Poițile de luptă o să fie de acolo, de la capăt, da? Și la semnalul meu o să vă rog să luați câte două bile și să vă deplasați spre praștie. Și cam ăsta-i jocul. Și la semnalul meu, cu câte două mână, mergeți direct, de pe poziție, pe bârne, la praștie. Ana, Alexandra, duelul eliminatoriu al serii începe acum! Ana și Alexandra, în alergare, și iată, deja plasează o primă praștie și din prima sparge Alexandra o placă, placa centrală. Ratări vor fi multe, lovește acolo, Alexandra a dat în jos. Ana, practic, liniile de trageri, exact pe sus. Alte două bile, alte două proiectile. La Alexandra, două proiectile la Ana. Au pus fetele în coș câte una și acum. Centru de greutate folosit, a tras Alexandra pe către partea dreaptă, către sol, Ana. Și du-te pe mijlocul ei, și pe mijloc, trage. Amorsarea praștiei, puternică, se trage. Au 24 de proiectile fetele. Saltă înainte, s-a întors Ana, vine imediat Alexandra. Dacă se retrage în fandare. Duelul eliminatoriu este ca un duet de luptă, ratează. Ratează Ana, a ratat Ana, ratează și Alexandra. Alexandra are o placă spartă. Mare. A dat bine Ana acolo, balistică bună, însă nu a spart nicio placă. Se întoarce Alexandra. Mișcările frenetice, respira a doua placă spartă de Alexandra. Lovește puternic Ana între placa cea de jos centrală și cea din mijloc. Mai are un proiectil, Ana, tot acolo. Se întoarce. Vine Alexandra. Are două plăci sparte, vine Ana. Este timp pentru a recupera în funcție de centru de greutate. Trage Ana puternic și sparge și ia o primă placă. Cea centrală cum a spart și Alexandra. Acum, din nou. Schimbă linia de tragere direct la țintă, ambele fete, exact aceleași poziții. Centru și sus, vine Alexandra, trage, lovește panoul, tragerile se întețesc, Alexandra și Ana, trage Ana, sparge Ana încă o placă. A trecut în fața Alexandrei, vine Alexandra. Ambele fete au epuizat proiectile de la prima masă.
Trage, Ana. Bravo, aia nu mai trebuie, hai. În același locaș, o altă ghiulea pregătită. Trage întâi Alexandra, a dat în panou, alte două ghiulele. Hai, hai, grijă, pregătește Ana. Începe să-și spună cuvântul epuizarea, lovește puternic. Loviturile sunt foarte puternice, dacă sunt și pe țintă, se sparge fără discuție placa ceramică. Din nou. Hai, hai. Ține-te bine. Ratare la Alexandra. Bravo, și la Ana. Bună aruncare acolo. Concentrează-te, Alex. Tot acolo, învață-te în fiecare practică. Ambele fete corigează balistica acestor proiectile. Ana și Alexandra. Mai sparge o placă. Ana, hai, sunt în acest moment patru plăci sparte. Alexandra încearcă să memorezi unde e dat. Două plăci sparte la Alexandra. Ratat Alexandra, sparge Ana încă o placă, stânga sus. Vine Alexandra și pregătește. A fost aproape și ea de acea placă din stânga sus. Noi proiectile, de pe masă. Alexandra încordează Ana praștia. A dat puternic în muchia, în colțul acestui panou pătrat. Din nou ratarea Alexandrei. Puternic și Ana lovit acolo și au nevoie de proiectile, încă două. Două mai are Alexandra și va trebui să meargă să le culeagă pe celelalte patru, în afară de acestea două pe care le folosește are Ana. De tare, au dat tare ambele fete, iată ce dinamică a avut această ghiulea pe care a trimis-o Ana. Nu a spart placa, a lovit locașul. Foarte bine, dar mai încerc. Ratări și la Ana, Alexandra a început să culeagă. Aceste ghiulele este un match cu o dinamică extremă, iată, pentru că dacă ți ies aruncările la un moment dat îți pot ieși tot acolo unde ai spart. Foarte aproape, Alexandra a lovit de câteva ori chiar acel punct, un pic mai la dreapta, o corecție. Și o aduce acum Alexandra și sparge și ia încă o placă ceramică. Trei plăci ceramice sparte Alexandra. Cinci plăci ceramice sparte de Ana. Nouă sunt de toate. Iată, a dat înalt peste panou Alexandra. Un pic dacă-ți scapă piciorul, dacă-ți alunecă. Ambele fete au ratat. Ai încă două vinile aici. Și iată, pregătesc noi trageri. Întâi Alexandra, panoul. Este rândul Anei, centru de greutate. Folosit foarte bine de fete, putere. Vezi că jos, însă direcția inclinată, calibrează. În circa 6 metri până la linia de tragere. Tras puternic Alexandra către partea dreaptă. Îți poate și scăpa acest ansamblu al praștiei. Este o praștie în mărime naturală. Mai sparge Alexandra o placă. A ajuns la 4 plăci sparte. Cu o placă spartă în urma Anei. Iată, a dat Alexandra fix în aceeași placă. 5 plăci sparte în acest moment. Are și Alexandra, 6-a placă spartă, este la Ana, mai are 3. 3 de spart Ana, 4 de spart Alexandra. Duel eliminatoriu. Cine sparge 9 plăci înaintea celeilalte rămâne în Survivor România All-Stars după acest duel eliminatoriu. Mai sparge Alexandra încă o placă. Iată-le pe fete, în acest moment. Mai 3. 3 plăci Alexandra, 3 plăci Ana. O să aproape Ana. Aceste proiectile care sunt trimise cu frenezie de fete. Foarte aproape a fost Ana din noi. Este rândul Alexandrei. Lovește Alexandra. Sparge. Mai are două plăci. Alexandra. A rămas Ana la 3 și a fost aproape Ana acolo. O ghiulea albastră Alexandrei a trecut pe partea Anei, dar nu este nicio problemă deocamdată. Are nevoie de noi. Tragere Ana. Pregătește Ana și vine și Alexandra. A fost aproape Ana. A lovit rama plăci ceramice, cea mai de jos din partea stângă. A ratat Alexandra, a dat înalt peste panou. Fixează, fixează. Trei plăci de spart la Ana, două plăci de spart la Alexandra și, iată, și la Ana. În rama acestei plăci a dat mai devreme, la fel ca și Alexandra, ratarea ale fetelor. A căzut aceeași placă, practic din efect, efectul cu inerție cad. Ratează Alexandra, chiar a ricoșat acolo. Din nou. Hai, Ana, concentrează-te, fixează. Cu două plăci ceramice, Alexandra, trei plăci ceramice, Ana, de spart. Trage tare, Ana, și a spart, deși a alunecat piciorul, a găsit traiectoria balistică. La două plăci au ajuns fetele, din nou. A fost aproape Alexandra, a dat aproape, a dat pe țintă, Ana, însă din nou rama acestei plăci ceramice
A ratat Alexandra, pregătită, două plăci ceramice, partea stângă, sus și mijloc. Ana are stânga și la mijloc, stânga și dreapta, ce aproape a fost acolo, iată. Flacără stinsă la Survivor înseamnă că ea continuă acolo. Indiferent de tipul de rană cu care te confrunți, curățarea este primul pas către vindecare. HydroClean Solution curăță în profunzime chiar și rănile infectate. Susține vindecarea, nu ustură. HydroClean Solution este primul pas în tratamentul complet al rănilor. Hartmann, experți în îngrijirea rănilor. De la maestrul ciocolatier Lind, irezistibile, fine și cremoase, pralinele Lindor. Tu alegi momentul, noi îți oferim bucuria. Lindor, de la Lind. Sunt sute de suplimente în farmacii, însă nu toate sunt la fel. La Secom folosim concentrații potrivite și extracte standardizate. Guardian Liver de la Good Routine conține silimbină, extract standardizat din silimarină. În sinergie cu 900 mg de fosfolipide esențiale, susține regenerarea, protecția și detoxifierea hepatică. Acum știi de ce cumperi de la Secom. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Secretul deliciilor de acasă este făina Raftul Bunicii. Pentru bunătăți pregătite cu dragoste. Îți dorești mai mult de la autoturismul tău? Cu Suzuki primești mai mult. Bucură-te de toate beneficiile Suzuki cu prețuri începând de la 11.635 euro TVA inclus din programul Rabla. Superbet, viteza plății e la un super nivel. Superbet, fii super! Milka Max, răsfăți maxim cu alune crocante învelite în caramel cremos. Pentru momentele tale Max. Strepsils miere și lămâie acționează de la primele semne ale durerii și Strepsils intensiv pentru dureri puternice ce calmează inflamația cu efect de până la 6 ore. Aventurile noastre cu plinul de Chio Chips. Chipsuri delicioase din cei mai buni cartofi Chio, sărate și pregătite cu grijă. Chio, distrează-te pe gustul tău. Chio, câștigi și dai play distracției. Zilnic iPhone 15, săptămânal MacBook Air, lunar experiență VIP la Antol. Înscrie-te pe chio.ro. Ca într-un film de acțiune, scenariul îl scrii tu. 21 la prima mână, un moment Toto. Toto Gaming, destinația campionilor. Ziceam că vrem și noi să roadem la Ciolan. Ciolan sau orice-ți trebuie prin casă, pentru că doar pe Taz, în martie, ai un voucher de 20 de lei la Kaufland folosind codul Kaufland20. Descarcă acum Taz și fă-ți cumpărăturile rapid! We make Jack Honey. You make it count. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dincolo de obstacole și încercări, suficient de curajoși și gata să-și urmeze pasiunea. Sau, după caz, intuiția. Au o idee și nu se lasă până nu o transformă într-o poveste de succes. Speranțe și antreprenori într-un nou serial Next Level, inspirat de Banca Transilvania. Duminică, în Apropo TV. Mr. McCall, what happened? Hit it on something stupid. One day somebody does something unspeakable and you do something about it because you can. Because it's who you are. You've always been. I promise I would never go back to being that person. A man with his skills. I want to know who he really is. Everybody wants to know. Equalizer. Puterea dreptății. Duminică. La Pro TV și pe Voio. Being your friend is always an adventure. Yes, it is, isn't it? You're under arrest. Take him. This is a mistake. Why are you doing this? It's complicated. Mizează totul.
pe răzbunare. That was too good for them. They suffer as I suffered. You're no more a count than I am a commoner. Why did you not come to me? Why did you not wait? Contele de Monte Cristo. Duminică la Pro TV. Cum a ricoșat acest proiectil roșu de tare. Alexandra sparge Ana, mai are o placă. Direct pe țintă, a strâns Ana pe acea nume placă. Este rândul Alexandrei, lovește aproape și ea pe țintă. Trage Ana. Pe o respirație, la fel ca în tragerea cu arcul sau cu arma, sparge Ana. În acest moment, Ana Porgras, iată, o învinge pe Alexandra Ciomag. Își câștigă dreptul de a continua în Survivor România, în tribul faimoșilor. Iar Alexandra a venit și la noi? Va părăsi competiția. Poți merge, te poți alătura, Ana. Bravo, fetelor! Extenuate, epuizate, la două plăci, lăsată Alexandra. Ana Porgras, înapoi în trib. Am simțit eu ceva, domnul Dan. Doamne, când am văzut... Caspar, prima, Alexandra. Și că balistica ta era pe acel panou, dar nu era pe plăci. Da, nu știu. În primul fază nu am simțit mișcarea. Dar mă bucur nespus de tare că m-am calibrat până la final și că am reușit să sparg toate plăcile. Când am văzut proba, nu mă așteptam să fie așa de solicitantă. Alex e aici de față și poate să zică. Chiar m-a solicitat fizic. Și ce să vă zic, domnul Dan, mă bucur din suflet că am câștigat. Îmi doream din suflet să mă întorc în tribul faimoșilor. Da. Și cred că e o lecție și pentru mine ce s-a întâmplat în seara asta. Bun, e foarte important. Zani, fii atent, o întrebare pentru tine. E ăsta momentul în care ai avut cele mai mari emoții. All times, all star. Mi-am făcut griji. Ți-ai făcut griji? Mi-am făcut cele mai multe griji. Bun. Mi-am făcut griji pentru Ana, da. Faimoși, primiți-o cum se cuvine. Ana Porgas, mai ales la nivelul ăsta, la fel. Le spunem și războinicilor când trec prin așa ceva. Alexandra. Da. În acest sezon suprem, ai trecut de Maria, Maria Lungu, la un duel. Acum, iată, Ana Porgras e cea care îți dă biletul de drum acasă. Cum simți momentul ăsta? Sunt fericită, sunt împăcată cu tot ce am făcut aici. Sunt fericită că am câștigat, că am pierdut alături de o campioană, Ana. Și sunt convinsă că... merită să fie în competiția asta și în echipa asta și să aducă cât mai multe toteme de imunitate și puncte și vreau să câștigați toate imunitățile pe care le aveți și să fiți cea mai tare echipă, să rămâneți cât mai mult la individuale din echipa asta. Drumul meu în viață cred că de bea acum a început, sunt tânără și abia aștept să văd ce mai mi oferă viața. Ce ți-a oferit Survivor, Alexandra Ciomag? Wow, m-a învățat atât de multe lecții. Să am răbdare, în primul și în primul rând, să apreciez tot ce am, să mă bucur de absolut orice în lumea asta, pentru că azi poți să le ai, mâine poți să nu le mai ai, am învățat să stau cu caractere diferite și să le accept așa cum sunt, pentru că toți suntem diferiți și n-avem cum să fim la fel. Am emoții și cred că am spus o prostie. Nu, așa e. Așa. Și ce am mai învățat? Să fiu înțeleaptă. La 20 plus, da? Da. Înseamnă am enorm. Am învățat să fiu înțeleaptă. Da, vreau să-ți strâng mâna și să sting flacăra, pentru că sunt și îngrijorat. E atât de aproape de tine. Flacăra stinsă la Survivor înseamnă că ea continuă acolo. Da, așa e. Gata. Și mai am un cadou de făcut. Ia. Asta, pentru voi. Cine vrea să-l folosească? Thank you. Mulțumim. Da.
Alexandra Ciomag, îți poți lua pentru ultima oară la revedere de la tribul tău, tribul faimoșilor. Ai făcut parte și din tribul războinicilor, da, și din tribul faimoșilor. Poți ești spune că la Survival le-am trăit pe toate, am fost și la războinici și la faimoși. Ai trecut de dueluri. Am trecut de dueluri, sunt mândră și fericită de tot ce am făcut. Bravo. Drum bun, i-ați rămas bun. Mă bucur că v-am cunoscut. Ne vedem neapărat în 1 mai. Da. Andy, ce frumos! Forță, faimoșii! Forță, faimoșii! Forță, faimoșii! Bravo! Bravo! Îi salut pe noștri, acasă! Îi salut! Drum bun! Vă mulțumesc! Hai! Inspirând de la generații milenii, generația Z, orice, generația X, da? Dragilor, fii primul la spectacol în sezonul suprem. Ai voio, ai Survivor All Stars cu o zi înaintea tuturor. Nu lăsa pe mâine ce poți vedea azi. Ia-ți avans cu voio. Abonează-te acum! Tot mă bucur că ai rămas și asta e cea mai bună. Deci, efectiv, a fost dintele aiurea. Degeaba. Degeaba. Chiar degeaba ai. A fost cea mai proastă mutare. Deci, probabil o să ajungă la consiliu, o să ajungem la consiliu, la, la ceremonie. Ceremonie. O să zicem, Tomas, și întâi tu. În sufletul meu era și dorul de casă, îmi doream să plec, să ajung acasă, să nu știu. Dar în sufletul meu îmi doream să rămân în competiția asta, să, da, bă, mai am de stat aici, nu? Clar. Și când am realizat că ce s-a terminat de el, că pe bune rămân în competiție, știi, este restartul ăla, cred că de exact de ce aveam nevoie în momentul ăsta. Da. Da. Mă bucur. Chiar mă bucur. Mă bucur. Ceea ce m-a surprins este cum joacă Zani. Și cred că se pot juca cu mintea noastră. Da. De fapt, noi ne jucăm cu mintea lor. Eu l-am văzut pe Zani disperat când și-a dat seama că Ana Pogaz va fi la duel. Nu le plac o persoană ca Ana Pal. Ei sunt cu ce-și doresc ei și cu ce și-au propus ei de acasă. Să înceapă războiul. Trebuie să treacă acolo, iată, și nu reușesc. Ce dârzenie! Foarte flexibilă, foarte agilă și dinamică! Extraordinară mișcare!